Bună ziua tuturor! Am să rog pe cei care sunt în sală să se apropie mai aproape aici de primele rânduri, ca să ne fie mai comod în astă seară să discutăm. Eu sunt Tatiana Pașcovski, sunt jurnalist și am fost astăzi invitată de către Asociația Promolex să moderez această dezbatere. Voi explica pentru început care este scopul și rolul acestui proiect și de ce ne adunăm în aceste dezbateri publice cu public în sală. În primul rând, Asociația Promolex de ani de zile face campanii de informare a politice pentru a motiva oamenii, cetățenii, să iasă la vot. Suntem și de această dată, campania se numește Eu sunt șef, eu sunt șefa, ceea ce înseamnă de fapt că cetățeanul este șeful celor și cetățeanul angajează și trimite la primărie un reprezentant. Nu există alt șef la primărie decât cetățeanul care contribuie prin impozite. Cunoașteți foarte bine toată lumea ce este Asociația Promolex. Are două programe mari, programul pe drepturile omului și programul de monitorizare a proceselor democratice. Aceste alegeri au loc în cadrul acestui program de alegeri de monitorizare a proceselor democratice. Pentru început vreau să prezint concurenții pe care îi avem. Este venită doamna Can, reprezentanta Partidului Național Liberal. Este domnul Valeriu Munteanu, Partidul Liberal. Este domnul Alexandru Roșco, Partidul Politic Casa Noastră, Moldova. Domnul Vasile Costiuc, Partidul Democrația Acasă. Și al cincilea este Constantin Codranu, Partidul Unității Naționale, reprezentat astăzi de către Vlad Țurcanu. Bună ziua, îmi pare bine că ați reușit să ajungeți la această dezbatere. Tema dezbaterii este cunoscută de toată lumea, alegerile pentru primăria municipiului Chișinău. Avem alegeri pentru un an de zile. În 2019 ar urma să fie organizate noi alegeri pentru, de fapt, alegeri ordinare pentru primăria Chișinău. Am să explic regulile de desfășurare acestei dezbateri. În primul rând, vă anunț despre faptul că încercăm să fim echilibrați, să nu ne atacăm, să nu atacăm persoana, atacăm ideea. Concurenții am să-i rog și pe ei să respecte aceste reguli, pentru că încercăm să dezbatem idei și nu atacăm persoane. Am să rog discursul, să folosim un discurs neinstigator la ură, pentru că este important pentru noi, pentru că organizăm dezbateri pentru a discuta și nu pentru a incita oamenii la ură. Prima parte a dezbaterii, fiecare candidat va avea 5 minute pentru a-și prezenta programul său și va răspunde la întrebarea mea, care sunt cele mai importante probleme ale Chișinăului și cum vede rezolvarea. A doua parte vor avea întrebări din partea moderatorului, am câte 3 întrebări pentru fiecare candidat. A patra etapă va fi întreabă contra candidatul, fiecare concurent electoral va avea posibilitatea să adreseze fiecărui oponent câte o întrebare. Și la final vom avea microfonul deschis, atunci când cei adunați în sală vor putea să adreseze întrebări candidaților care sunt în fața noastră. Toate acestea vor fi cronometrat. Colegii mei vor include pe panou și candidații, dar și cei din sală vor vedea cât timp au la dispoziție pentru a formula întrebări, pentru a răspunde la întrebări. Dacă toate regulile sunt clare, eu zic să începem și să-i dăm startul cu prima parte a dezbaterii. Și am să rog candidații, în ordinea în care a fost stabilită, cine are numărul 1 să se pregătească, pentru că aveți 5 minute la dispoziție pentru a prezenta cele mai grave probleme din localitate și prezentarea soluțiilor. Domnule Țurcanu, vă rog frumos, 5 minute. Bună seara! Constantin Codreanu s-a lansat în această campanie electorală pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, pentru a reprezenta acea majoritate a locuitorilor Chișinăului care văd viitorul acestui oraș, a capitalei Republicii Moldova,
într-o dimensiune care să fie orientată către Occident și, în primul rând, către România. Nu este cazul să specificăm acum problemele pe care le are Chișinăul. Ele sunt multiple și se pot vedea cu un ochi nenarmat, fie că mergem pe stradă, fie că monitorizăm îndeaproape activitatea administrației Chișinăului, aceea primarului sau a Consiliului Municipal. Și soluții au fost pronunțate în săptămânile din urmă, câte vreme candidații au fost vocali și au încercat să convingă electoratul. Ceea ce îl deosebește pe Constantin Codreanu de contracandidații săi este că acesta a identificat resurse prin care se pot face investiții în Chișinău, pentru că în primă instanță, într-un prim an de mandat, și va fi un mandat scurt, să se remedieze gravele probleme care există în Chișinău. Fie că vorbim despre infrastructură, fie că vorbim despre domenii în care suferă oameni, referindu-ne aici la copii, la bătrâni, la persoane care nu au surse de existență minime, iar aceste investiții sunt identificate în România și prin România. Dar dincolo de aceste probleme grave pe care le cunoaștem, Constantin Codreanu vine să încerce să remedieze o criză administrației Chișinăului, au plecat de la niște abordări greșite, vorbind aici despre politicieni care și-au urmărit mai întâi scopul personal al partidului lor și după aceea interesul chișinăuienilor. În Chișinău avem așadar o vădită criză de moralitate și una de perspectivă, pentru că nu sunt prea mulți care să încerce să prefigureze un parcurs pentru Chișinău, înglobând aici toate categoriile, indiferent de naționalitate, de ocupație, de religie și așa mai departe. A venit o campanie care n-ar fi trebuit să existe, cel mai bine ar fi fost să așteptăm alegerile ordinare, dar din cauza jocurilor politice în care s-au avântat unii și alții, s-a ajuns iată în acest punct în care și cetățenii orașului Chișinău și concurenții electorali sunt nevoiți să urmărească sau să participe la acest proces electoral, care este unul de nevoie. Dar noi avem încrederea că, în ciuda unor sondaje avansate în ultimele zile, Constantin Codreanu este acea alternativă de normalitate care e nevoie pentru Chișinău, pentru ca să se producă un restart, să se plece de la un punct zero, începând cu administrația Chișinăului și după aceea cu toate domeniile care fie că trenează, fie că s-au afundat într-o situație greu de administrat la ora actuală. Iar dacă chișinăuienii se vor pătrunde de această miză extrem de importantă, care este și una politică, atunci ne așteptăm ca și participarea la vot să fie una considerabilă și votul pe care îl vor da chișinăuienii să se îndrepte către această persoană care a revenit de la București la Chișinău pentru a face o politică pentru oameni, pentru interesele oamenilor, lucru care s-a întâlnit foarte greu la Chișinău și în Republica Moldova. Mai aveți câteva, aproape un minut la dispoziție. Vă reamintesc că timpul nu se va plusa la final. Bine. Mulțumesc tare mult, domnule Țurcanu. Ați văzut, aceasta este opinia domnului Codreanu despre cele mai grave probleme din localitate și soluțiile pe care le vede. Următorul, după tragerea la sorți, este domnul Vasile Costiuc. Domnule Costiuc, aveți 5 minute să ne prezentați cele mai grave probleme din localitate și soluțiile pe care le vedeți. Bună ziua încă o dată. Vă mulțumesc pe această cale pentru invitația de a ne exprima public și de a vorbi prin intermediul acestor dezbateri cu societatea noastră. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că în această campanie electorală este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când trusturile de presă boicotează ilegal discuțiile, dezbaterile pe subiecte de importanță majoră pentru societatea noastră. De asta suntem în situația să beneficiem de puținele platforme sociale pe care putem să ne exprimăm și participăm de fiecare dată cu plăcere când suntem invitați.
De ce m-am implicat în această campanie electorală? Sunt născut în sudul Basarabiei, într-o localitate pe marginea sau pe toloaca Cogălnicului, născut în 1981, sunt al nouălea dintr-o familie cu 10 copii. Mi-am făcut studiile la Chișinău la istorie, am o familie, am un băiat, Cosmin. Și m-am îndrăgostit de capitala noastră pentru că am o jumătate din viața conștientă trăită aici și mă afectează în mod direct tot ce văd în jurul meu. Am manifestat interes public față de problemele cetății, de problemele societății, de problemele țării, încă de când eram la facultate. Am organizat întruniri, ședinți, proteste, am manifestat public fiecare dată când s-au încălcat drepturile omului, am abordat fiecare caz în parte când s-a solicitat nevoia unor oameni care aveau probleme cu statul ăsta corupt. De aceea, în 2010, împreună cu un grup de băieți tineri revoltați, am înregistrat un partid politic, Democrația Acasă. Asta este, pe scurt, traseul nostru. Și aici ține de Primăria Capitalei. Primăria Capitalei poate fi abordată din două puncte de vedere, două probleme majore pe care le întrevăd eu. Și nu sunt problemele strict administrative, care sunt major, enorm de importante pentru că țin de viața noastră, de mediul în care trăim, de condițiile pe care ni le putem organiza singuri, drumurile, cărări, parcuri distruse sau multe, multe, multe probleme pe care le putem constata până la nesfârșit. Doi, am văzut în această campanie programe superbe a contracandidaților. Vă pot spune cu certitudine că o parte dintre ele pot fi preluate integral pentru a le realiza în practică, în afară de unele populisme pe care trebuie să filtrate și nu vrem să intrăm în detalii acum. Dar pe lângă aspectul de administrare, management european de care nu am beneficiat în ultimii 10 ani, Chișinău totuși este inima și sufletul Republicii Moldova. Și de viitorul primar, de viitoarea construcției politic care va veni să conducă această urbă, depinde și viitorul politic a Republicii Moldova pe termen mediu și lung. Cât nu s-ar acoperi unii contracandidați sau unii jucători politici cu termenii de candidat independent, candidat apolitic, primăria apolitică și multe alte farmazonii, cum le spunem noi, sunt lucruri ieșite din comun. Nu poate, prin definiție, un primar general a capitalei, și vă aduc aminte că nu este un simplu oraș în Republica Moldova, dar este mai mult de jumătate din tot ce înseamnă Republica Moldova. Un primar, prin definiție, este un primar politic, abordează probleme politice, subiecte politice și devine, prin definiție, un politician. De asta, lucrurilor trebuie spuse pe nume, iar cei care sunt astăzi deghizați trebuie demascați și scoși la lumină, ca oamenii să-și facă o alegere corectă. De ce m-am implicat? Încă o dată mă întorc la subiectele pe care vreau să vă le spun. Este adevărat că primăria trebuie restructurată fundamental. Ceea ce am moștenit noi nu corespunde standardelor și necesităților oamenilor. Nu există o viziune pe termen scurt și mediu, măcar ce înseamnă administrare eficientă. Nu sunt fișe de post a direcțiilor care să fie clar ce trebuie să prezinte ca și activitate o întreagă direcție sau o structură întreagă care practic lucrează falimentar. Trebuie să regândite majoritatea dintre politicile și sociale și de transport și multe alte lucruri, pentru că toate populismele din ultimii ani au distrus lamentabil tot ce avem noi la momentul actual, ca și servicii, ca și transport, ca și mediu înconjurător. Iar lucrul ăsta poate fi făcut din perspectiva restructurării integrale a primăriei, regândit total. Și pe parcurs putem vorbi de alte aspecte, nu mai puțin importante decât cele care le-am început acum. Mulțumesc tare mult, domnule Costiuc. V-ați încadrat în cele 5 minute. Sper că cei care ne urmăresc, privesc eu și cei din sală și au făcut concluzii, au aflat din partea domnului Costiuc care sunt principalele probleme din Chișinău și care sunt soluțiile pentru aceasta. Am o singură remarcă, dacă îmi permite, pentru că la 5 trebuie să fiu la una din televiziuni la dezbateri, voi ruga unul din colegi. Mai stau 20 de minute, dar mai bine. Aproape eu am să spun asta. Mulțumim. Mulțumesc.
Următorul la tragere la sorți a fost domnul Valeriu Munteanu, Partidul Liberal. Domnule Munteanu, am să vă rog să ne spuneți în următoarele 5 minute care sunt cele mai grave probleme din municipiul Chișinău și care sunt soluțiile pe care le vedeți dumneavoastră pentru rezolvarea acestor probleme. Cea mai gravă problemă a Chișinăului sau a Republicii Moldova și în mod implicit a Chișinăului este binomul otrăvit Plahotniuc-Dodon, care a capturat întreaga Republică Moldova, iar ghearele lor stau și pe Chișinău. Au capturat într-un fel ei și Chișinăul în 2017, atunci când noi am refuzat să votăm sistemul electoral mixt și pentru asta a căzut jertvă la această împotrivire primarul general Dorin Chirtoacă, care a fost ales de 3 ori de către locuitorii municipiului Chișinău. Și Dorin Chirtoacă ar fi putut să stea preș în fața lui Plahotniuc și lui Dodon, să ceară clemență pentru ceea ce nu a făcut, dar dumnealui a întors Chișinău de acolo de unde a plecat. Dumneavoastră, iar acum prin votul nostru și al tuturor trebuie să apărăm capitala pentru ca în toamnă să putem apăra Republica Moldova de acest binom toxic care vrea să preia pe cale ilegală, fără votul dumneavoastră, prin sondaje măsluite, prin candidați de 037, care nu pricep o boabă în administrare, să ne vâre pe gât, să intimideze alți oameni, dar sunt absolut sigur că doar prin vot, doar prin manifestarea civică, vom putea să demantelăm, să distrugem acest binom. Eu sunt unicul din cei 11 candidați, cu siguranță până în duminică o să rămână mai puțin, care a mai fost odată primar și cunosc foarte bine și structura administrației publice, centrale și locale, cunosc foarte bine și bucătăria primăriei și din prima zi voi putea să vin să trudesc pentru dumneavoastră locuitorii municipiului Chișinău pentru rezolvarea problemelor habituale, cotidiene, dar vin cu un program cu o viziune profundă pentru Chișinău de azi, de mâine și Chișinău copiilor noștri, cum trebuie să arate o capitală europeană peste 5, 10 sau 20 de ani, dacă ne dorim, așa cum îmi doresc eu ca copiii noștri, să rămână, să trăiască, să locuiască în Chișinău. Și de aici câteva proiecte mari de dezvoltare a unei capitale europene, spuneam pentru ziua de azi, de mâine și de poimâine. Suntem unica capitală europeană care are doar 3% la dezvoltare din buget, iar restul banilor sunt furați de guvern. Chișinău câștigă anual 10 miliarde de lei, 6 le ia guvernul pentru necesitățile de partid ale Partidului Democrat, iar doar 4 rămân la Chișinău. Îmi propun și în situația în care nu va fi înduplecat guvernul și parlamentul să realizeze acest lucru pe cale legislativă, așa cum am semnat un proiect de lege în acest sens, voi solicita referendum pentru necunoscători, nu referendum pentru taxă și impozite, dar referendum pentru autonomie locală și pentru respectarea angajamentelor noastre internaționale, care spun că nu poate fi o autoritate locală să fie vitregită în comparație sau nedreptățită în comparație cu alta, se vedea legea finanțelor publice locale, articolul 5, unde pentru municipiul Chișinău avem decât impozitul pe venit al persoanelor fizice în proporție de 50%, iar în UTA găgăuzii rămân toți banii de pe toate impozitele pentru ca găgăuzii să fie cuminți și când vin la Chișinău să-i pupe mâna până la cot domnului Plahotniuc. Pentru acest lucru ori nimeni niciodată nu va putea să miște un pai în Chișinău în situația în care nu vine la normalitate acest lucru. 2. Aeroportul Chișinău a fost furat de o coaliție Aerobank care era în 2013 și stăpânită astăzi de șor protejat de Plahotniuc. Îmi propun prin presiune pozitivă din partea locuitorilor municipiului Chișinău să întoarcem aeroportul sau să aducem aeroportul în proprietate municipală pentru ca să demonstrăm printr-un nou Consiliu de Administrație că, virgulă, contractul de concesiune este încălcat, investiții nu se fac, banii se fură, iar aeroportul trebuie să fie întors
și respectiv dezvoltat, nu doar ținut pentru interesul politic al lui Plahotniuc, care îl folosește pișor în toate schemele lui. 3. Centrală electrică. Chișinău are încă un raport și chișinăuienii unele din cele mai mari facturi, pentru că avem energie electrică prin intermediari, gaze naturale de la ruși, și acest lucru trebuie să fie rezolvat pentru o centrală electrică în cogenerare cu gaze din România. O să revin și la alte priorități avente. Mulțumesc tare mult, domnule Munteanu. 5 minute s-au scurs. Au auzit toată lumea care sunt cele mai grave, cele mai probleme din Chișinău, în opinia domnului Munteanu, și soluțiile pe care le vede pentru a rezolva aceste probleme. Acum urmează domnul Alexandru Roșco, Partidul Politic Casa Noastră Moldova. Domnule Roșco, aveți următoarele 5 minute să ne spuneți care, după părerea dumneavoastră, sunt cele mai grave probleme din municipiul Chișinău și cum vedeți soluționarea acestora. Mulțumesc mult! Для разнообразия буду говорить на русском языке. Наш дом Молдова это политическое формирование левого толка, бескомпромиссно выступающее против преступного режима олигарха Плахотнюка. Среди наших основных целей – достижение общественной идеи, общественной модели, при которой будут созданы условия для достойной жизни и самореализации каждого члена общества, при которой права и свободы граждан будут превыше всего. Мы выступаем против любых форм эксплуатации, против диктата крупного капитала и порабощения человека труда, превращения его в бесправного, безликого, зависимого от бюрократии капитала гражданина. Мы выступаем за максимально высокий уровень социальной ответственности и государственных институтов власти, и широкого вовлечения в процесс принятия решений неправительственного сектора. Мы выступаем за сохранение окружающей среды, за переход на использование преимущественно возобновляемых источников энергии, а также поощрение внедрения современных инновационных технологий во всех областях жизнедеятельности. Что касается проблем нашей столицы, проблем великое множество, практически куда ни глянь, везде целый ворох проблем. Это и разбитый асфальт, незаконные постройки, вырубка парков, мусор. Одно из самых крупных проблем столицы, да, наверное, всей страны, всего общества, мы считаем коррупцию. И, конечно же, со всеми этими проблемами необходимо бороться. Но вместе с теми предложениями, которые у нас есть для Кишинева, вместе с теми проблемами и путями их решения, о которых мы говорим и которые мы предлагаем для жителей Кишинева, мы должны признать, и трудно не признать тот факт, что мы все живем в захваченном государстве, в государстве, которое захватил олигарх с сомнительной репутацией Плахотнюк, проникнув во все практические институты власти и сейчас имеющий целью и задачей сохранить в своих щупальцах и столицу нашей Родины, город Кишинев. Мы живем в очень интересное время, когда можно участвовать в краже века, в краже миллиарда и выиграть выборы в Аргееве, а можно выступить за возвращение украденного миллиарда, привлечение ответственности всех причастных к этой краже и получить 3 года условного срока. Мы живем в то самое время, когда судебные решения выносятся не в зале суда, а в GBC, либо в гостинице «Нобил», либо в офисе Демократической партии. Мы живем в то самое время, когда непрерывно растут цены, тарифы. В это же самое время не растут зарплаты и пенсии. Народ нищает, растет рост, повышается рост случаев, к сожалению, суицида среди пенсионеров, которые понимают, что они уже не нужны этому государству, на которое потратили долгие годы своей жизни. А когда народ понимает, что что-то идет не так и пытается объединиться вокруг этих внутренних проблем, власти нам подбрасывают какие-то приманки, отвлекая и раскалывая тем самым общество непонятными мифическими и на самом деле искусственно созданными проблемами, такими как название языка, геополитический вектор развития нашей страны и так далее. То, что мы считаем, наша партия, наш Дом Молдова считает не первоприоритетными задачами. На самом деле внутренних проблем гораздо больше, и необходимо объединиться на решение именно этих проблем, таких как тарифы, цены, разбитый асфальт, грязный воздух, сочистных сооружений,
И общественный транспорт, ситуация с общественным транспортом, пробки в городе. И потихоньку начав решать эти проблемы, постепенно, когда наш уровень жизни достигнет уровня жизни, которого мы достойны, тогда уже, наверное, можно будет говорить о каких-то политических, геополитических вопросах. А пока мы считаем необходимым сосредоточиться все-таки на том, что нам ближе, то, с чем мы сталкиваемся каждый раз, выйдя из дому, либо по дороге домой с работы, учебы и так далее. Mai aveți timp? Dacă nu, vă reamintesc despre faptul că nu se... Da, пользуясь случаем, используя последние 30 секунд своего дискурса, хотелось бы призвать уважаемые кишиневцы. До окончания избирательной кампании осталось буквально несколько дней, и мы видим истерику со стороны преступного тандема Плохотнюка-Дадона, который не поднимают в своих средствах массовой информации. Я призываю вас к флешмобу 20 мая не голосовать за кандидатов Плохотнюка, Сильвию Раду и Иона Чебана. Mulțumesc tare mult. Sper că cei care ne-au urmărit și cei din sală au înțeles care sunt prioritățile candidaților. Ați văzut cum au identificat problemele pentru municipiul Chișinău. În următoarea etapă sunt întrebările de la moderator. Voi adresa trei întrebări. Doamna Can, mă iertați. Doamna Can, următoarea își va prezenta... Și dumneavoastră credeți sondajelor, nu? Acele cumpărate și vândute și care sunt pentru a manipula. Am drept să încep. Da, aveți dreptul. 5 cele mai grave probleme. Să ne spuneți care sunt cele mai grave probleme din Chișinău. Eu reprezint Partidul Național Liberal. Un partid de sacrificiu, un partid cu oameni corecți, un partid care nu a avut membri care să se vândă și să se cumpere, un partid statutar, unionist, care este și primul. Ne bucurăm foarte mult că în acești ani am reușit totuși să educăm sentimentul de unionism la mult mai mulți decât au fost de la început. A fost foarte greu să accept propunerea de a candida, dar colegii m-au convins că trebuie. De ce? Pentru că eu știu, e un lucru titanic, în zadar cei care nu au experiență cred că se face foarte ușor. Nu este deloc ușor. E un lucru foarte greu, dar eu am venit în fața dumneavoastră să fac diferența. Să știți că în municipiul Chișinău și sunt oameni și mai pregătiți ca mine, doar că diferența între mine și ei este că eu am curajul, am venit în fața dumneavoastră să vă spun deschis că nu cred în sintagma că totul e vândut, totul e cumpărat, trocul e făcut, jocul e făcut, eu vin să stric stereotipele și vin nu pur și simplu așa. Eu vin cu o experiență acumulată în 46 de ani. Nimeni dintre contracandidații mei nu știu ce înseamnă asta și n-au fost acolo unde eu mi-am îndeplinit funcțiile cinstit, corect, nu m-am dat în cele mai grele timpuri de sărăcie care le-am trecut prin funcțiile publice și am rămas nu bolnavă de banul statului și banul altor persoane. Vreau să vă spun că știu ce înseamnă să fii muncitor. Așa am fost eu, așa am început, fiind aproape eminentă, dar nu am avut cu ce să trăiesc cu o bursă de studenți. Știu ce înseamnă să fii și ministru, știu ce înseamnă să faci business. Am fost membru al guvernului cu drepturi depline și am văzut bucătăria de acolo. Mi-am spus foarte clar de fiecare dată, nu am votat oarbă, pentru că eu nu știam atunci, eram foarte naivă, credeam că toată lumea răspunde pentru votul lui colectiv, după cum s-a dovedit a fi că nu este adevărat. Eu aveam responsabilitate când votam, permanent știam ce trebuie să fac, aveam consultanți. Deci am făcut și acolo lucru. Deci acum vreau să vă spun că știu multe lucruri din interior și am rezolvat foarte multe probleme în viața mea. Am ridicat această întreprindere pe care o conduc plecând din culoarele guvernamentale doar că să demonstrezi că se poate dezvolta. Dacă îți propui doar să dezvolți, nu și jaful. Acum vreau să vă spun că pentru mine hoțul nu are culoare.
Pentru mine criminalul e criminal, indiferent de unde vine, dacă vine din istoria mea. Pentru mine, cine încalcă legea, o încalcă și trebuie să răspundă egal. Nu există interes de gașcă acolo unde se încalcă legea. Eu nu am împărțit interesele, nu am făcut gașcă cu niciunul din cei care astăzi spun că o să o facă după ce n-au făcut-o 10 ani de zile. Mă refeream astăzi la, am fost la alte, la alte dezbateri cu Ion Ciobanu, care încerca să-i spune ce de bun este și că el e numai 3 ani. Uitați că Partidul Comuniștilor s-a împărțit în două cioburi, dintre care tot neamuri sunt. Ce să vă spun mai mult? Partidul Național Liberal are, cred că, cei mai buni consultanți, cei mai buni experți, care s-au oferit într-un timp foarte scurt, pentru că noi am lansat candidatul nostru în penultima zi. Și programul nostru este apreciat drept unul din cel mai perfect, real și optimist la fel. Vreau să vin în fața dumneavoastră să vă spun doar că în viziunea noastră nu există una, două sau trei probleme care doar alea sunt principale, pentru că fiecare cetățean vede problema lui, pentru că mai importantă ca problema vecinului, pentru că durerea fiecare o simte mai tare pe a lui. În același timp, noi venim cu un program care, care conține 9 priorități. Programul nostru are mecanismul, instrumentele de îndeplinire și îl puteți citi pe pagina noastră. Mulțumesc foarte mult, doamna Can, cer scuze încă o dată, nu a fost din intenție. Vreau să revenim la și să sper că toți cei care ne-au ascultat au înțeles care sunt cele mai grave probleme prezentate de candidații pe care avem în față și cum ei vor să soluționeze problemele. Urmează runda de întrebări din partea moderatorului. Am câte 3 întrebări pentru fiecare candidat. Voi începe câte o întrebare în ordinea în care s-a tras la sorți, așa că prima întrebare ar fi pentru domnul Constantin Codreanu, reprezentantul domnului Codreanu, domnul Țurcanu. Domnule Țurcanu, vreau să-mi spuneți, conform legii, primarul propune organigrama primăriei. Să-mi spuneți, dacă cunoaște domnul Codreanu, câte secții și direcții are primăria și să alegeți una dintre ele și să ne spuneți cum vedeți restructurarea ei. Mai întâi să plecăm de la premiza că un viitor manager al Chișinăului, cu destule prerogative politice totuși, pentru că nu este un simplu administrator, primarul general, ar trebui să ia cunoștință de toată situația de deplâns care este în administrația Chișinăului, iar cât privește restructurarea administrației Chișinăului, ar trebui să se revină la normalitate, astfel încât toate direcțiile care păstoresc diverse domenii să intre pe mâna unor manageri, unor profesioniști care să provină nu din interiorul unui partid și nu pe relații de rubedenie, așa cum am văzut că s-a procedat, pentru că este total ineficient, nu că nu ne-ar plăcea sau că nu este democratic. De aceea este imperios necesar ca toate direcțiile importante de la primărie să fie conduse de niște profesioniști angajați acolo după niște concursuri publice și se poate rezolva și problema salariilor pentru acești demnitari de rang local, ca aceștia să poată să își pună în aplicare toate cunoștințele și toată priceperea pentru ca să pună în ordine în domeniile pe care le vor conduce. Eu m-aș referi pe scurt la direcția transport, care știți foarte bine a fost condusă de un coleg de clasă al primarului, ceea ce este inacceptabil și ați văzut cât de puțin mulțumesc. Eficientă... Timpul dumneavoastră a expirat, domnule Țurcanu, mulțumesc tare mult. Următoarea întrebare este pentru domnul Vasile Costiuc. Domnule Costiuc, documentându-mă pentru această dezbatere, am deschis declarația dumneavoastră de avere pe care ați depus-o la Comisia Electorală Centrală. Vreau să ne explicați care este ocupația dumneavoastră și care este sursa dumneavoastră de venit, pentru ca să cunoaștem și noi din ce trăiește Vasile Costiuc.
Alo, se aude. Foarte bună întrebare. Și aici probabil trebuie să întrebați guvernarea asta noastră de ce cetățenii se tem să aibă activități economice într-un stat în care nu ești sigur ce se întâmplă în ziua de mâine. Vreau să vă spun că în 2012, mai devreme ceva, am organizat o activitate economică, făceam mobil la comandă, o întreprindere întreagă și mi-au dat foc. Cred tot băieți de la guvernare. Acum am activități economice, dar ținând cont, statul ăsta nostru, falimentar, lucrează doar pentru anumite cercuri de putere. Noi exportăm fructe în Federația Rusă, dar nu putem să le exportăm pentru că suntem sub embargo și cumpărăm servicii, ca să nu le spunem altfel, de la unii agenți care n-au habar de export, dar sunt aproape de Dodon sau de Partidul Democrat. De asta, cum vă închipuiți, mă duc să le spun la cei de la CEC, iată, am transmis prin compania aceea fructe în Federația Rusă, am câștigat atâția bani, nu stăm cu mâna întinsă, nu furăm, dar nu putem să intrăm într-un cadru civilizat și nu ne creează condiții. Și eu înțeleg foarte bine cum activează majoritatea segmentului economic din țara asta. Ce trebuie să fac? Să ridic mâinile în sus și să plec. Sau să scriu că lucrez la negru. Asta e răspunsul. Eu înțeleg pe 98% dintre oamenii noștri și știu cum trebuie să rezolvăm problemele economice din municipiu. Mulțumesc pentru răspuns. N-am să fac comentariu, eu n-am dreptul să fac un comentariu, dar vă mulțumim pentru răspuns. Următoarea întrebare este pentru domnul Valeriu Munteanu. Domnule Munteanu, vă rog să ne spuneți și dumneavoastră câte secții și direcții are primăria Chișinău. Alegeți una dintre ele și ne spuneți cum o reformați. Orice, o primărie de aproape un milion de oameni, cu siguranță în orice oraș a Europei, va avea la suprafață o structură aparent stufoasă. Din punctul meu de vedere, anumite direcții pot fi comasate și aș lua una pe care vreau să vorbesc despre ea. Este comasarea parcului de autobuse cu direcția transport electric, pentru că, din punctul meu de vedere, ar eficientiza resursele care sunt distribuite în acest sens, ori transportul din Chișinău este cel mai subvenționat transport din întreaga Europa. În afară de Tallinn, unde este gratuit, acolo e o anomalie realizată mulți ani în urmă, care încă se păstrează în toată Europa. În acest sens vom putea să aducem transportul electric care ar înghiți parcul de autobuse și respectiv am putea să ducem aceste troleibuse fără fir și în suburbii și pretutindeni, unde astăzi circulă arhaicele rutiere, așa cum le spunem, și ar înlocui într-un fel tot transportul care este astăzi în Chișinău. În viziunea mea, într-o perspectivă de 4-5 ani de zile, troleibusele trebuie să înlocuiască celelalte tipuri de transport. Mulțumesc pentru răspuns, domnule Munteanu. Următorul, domnul Alexandru Roșco. Domnul Roșco, să ne spuneți dumneavoastră câte întreprinderi municipale există în Chișinău și alegeți una dintre ele și ne spuneți cum o vedeți reformată. Foarte bun răspuns. Municipalnych предприятий в Кишиневе достаточно и все они ну, минимум 4. Dacă mă întrebați pe mine, nu o să vă răspund, eu o să dau la sfârșit. Вот я это, конечно, была шутка. Конечно же, многие из них, наверняка все из них нуждаются в реформах. Ну, даже не знаю, что еще можно добавить, потому что в каждом из этих предприятий происходит хаос, путаница, неразбериха, и, конечно же, необходимо навести порядок в каждом из муниципальных предприятий. Вам мультимес, мы весь тимп, дака мы весь чего де адаугат. Мультимес, дом Рожко. Întrebare pentru doamna Can. Doamna Can, să ne spuneți cum veți gestiona în următorul an de zile, relația cu consilierii municipali și cu Guvernul Republicii Moldova, din calitatea dumneavoastră de primar. Și am să explic aici un pic, pentru că
Știți, am văzut de mai multe ori în presă, guvernul a venit cu cererea de a soluționa unele probleme locale și a intervenit în a le soluționa. Să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră să gestionați relația cu consilierii municipali și cu Guvernul Republicii Moldova. Am știut să cooperez și să colaborez cu organele puterii în stat, inclusiv cu primăria. Acum sunt, și chiar și acum mai mulți ani, sunt membru a Consiliului Economic de pe lângă primul ministru. Am știut să înaintez proiecte foarte bune, deci să facem lobby și advocacy pentru mediul de afaceri ca să putem dezvolta afacerile, pentru tineret ca să-i putem întoarce acasă. Voi lucra și cu Consiliul Municipal doar în bază legală. Eu nu pun mâna pe bâtă, eu pun mâna pe lege. Deci eu voi putea să-i atrag pe tot să-și facă funcțiile așa cum trebuie. Știți că avem mai multe direcții. Dacă mă întrebați pe mine, vă spuneam că sigur cu tot cu întreprinderi sunt 68, deci structurile executivului. Deci voi putea, voi insista ca primarul să fie așa cum a fost când eram eu membru în guvernul Sturza, să stea acolo la ședintele guvernului și să-și spună punctul de vedere și să atragă tot ce e posibil în colaborare, pentru că la noi mulți se dublează ca și o moașă, mai bine zis un copil care are 4 moașe. Vom exclude toate cheltuielile, doar eu sunt din toți cei prezenți aici, care știu să conlucrez cu instituțiile statului, indiferent de ce culoare au fost cândva sau sunt acum. Nu pentru că sunt un mecanism în jocul puterii, n-am fost, nu sunt și nu voi fi. Dar știu. Mulțumesc că timpul dumneavoastră a expirat, doamna Can, vă mulțumesc tare mult pentru răspuns. Următoarea rundă de întrebări, am să încep din nou cu domnul Vlad Țurcanu, care este reprezentantul lui Constantin Codreanu în această dezbatere. Domnule Țurcanu, vă rog să ne spuneți, pentru că aceste alegeri sunt organizate pentru un an de zile, să ne spuneți ce proiecte își propune pentru următorul an de zile și pot fi realizate în următorul an de zile de către domnul Codreanu. Și să ne numiți primele 3 dispoziții pe care le va da acesta în calitate de primar. Primele 2 dispoziții vi le pot spune imediat. Una privește reformarea administrației Chișinăului, astfel încât să existe persoane concrete responsabile de fiecare domeniu. Și după aceea, o a doua dispoziție ar fi pentru păturile defavorizate, pentru că este evident că oricâte planuri de viitor am face, dacă lăsăm în urma noastră în continuare mii și zeci de mii poate de persoane nefavorizate, fără surse de existență elementară, atunci nu putem merge mai departe. În această campanie s-a văzut în mod deosebit modul în care se poziționează politicienii, și anume cu dispreț față de aceia care contribuie cu impozite la bugetul primăriei, aceia care funcționează, lucrează în fiecare zi, și această abordare trebuie remediată pentru ca viitorul primar Codreanu să poată beneficia de susținerea acestor oameni. Și de aceia care sunt factori decidenți, dar și de oamenii care, fără energiile lor, fără speranțele lor care s-au risipit și acum trebuie culese de jos, nu se poate face nimic. Bineînțeles că în această primă perioadă de un an va fi nevoie ca acest oraș, capitala, să fie readusă la normalitate, pentru ca oamenii să aibă încredere. La ora actuală, din toate întâlnirile 10 la număr pe care le-am avut cu domnul Codreanu, a ieșit un lucru foarte clar. Oamenii nu au încredere. Vă mulțumesc, domnule Țurcanu, pentru răspunsul la această întrebare. Următorul este domnul Vasile Costiuc. Înțeleg că în locul domnului Costiuc este domnul, vă rog să vă spuneți. Marius Sandu. Sandu. Întrebarea mea pentru reprezentantul domnului Vasile Costiuc este următoarea. Să ne spuneți cum vede domnul Costiuc rezolvarea problemei învățământului preșcolar în municipiul Chișinău. Pentru că cunoaștem foarte bine, există cerere pentru locuri în grădiniță, există condiții în care sunt copiii la grădiniță. Să ne spuneți cum vedeți rezolvarea învățământului preșcolar. Aș vrea mai întâi să fac o referință la ceea ce s-a discutat mai devreme.
domnul contracandidat Munteanu să nu ne copieze din platforma noastră program cu cele două regii de transport, pentru că domnul președinte Costiuc a fost primul care a lansat această idee publică și mă tem că domnul Munteanu nici de cum nu a venit cu inițiativă să participe la dezbaterile pe care domnul președinte Costiuc a invitat toți contracandidații pentru a identifica un proiect comun pentru municipiul Chișinău. În al doilea aspect, cel ce ține de învățământ, domnul Costiuc și în platforma dânsului program are obiective clare pentru că noi în Chișinău avem aceleași griji. Toți cetățenii orașului trăiesc în condiții grele. Și de aceea, instituțiile de învățământ, în primul rând, trebuie consolidate, trebuie reabilitate, trebuie create condiții bune pentru toți copiii care activează aici și pentru părinții acestora care... Nu suntem la runda de... Nu suntem la runda de... Vă rog să continuați. Și pornind de aici, vom vedea că un bun primar trebuie să fie gospodar și de aceea să înceapă reconstrucția întregului oraș, care de 10 ani, după administrația Chirtoacă, uitați unde s-a ajuns. Vă mulțumesc pentru răspuns. Am să vă rog, așteptăm runda de întrebări pentru contracandidați și atunci veți avea ocazia să ascultați opiniile. Următorul, domnul Valeriu Munteanu. Domnule Munteanu, am să vă rog să ne spuneți cum rezolvăm în Chișinău problema cu clădirile monument istoric lăsate în paragină și distruse pe jumătate. Multe dintre ele au proprietari. Să ne spuneți care este soluția pentru a îmbunătăți aspectul vizual, estetic al orașului. Este poate una dintre cele mai grele probleme care le avem în Chișinău, dar știu foarte exact că este una dintre cele mai grele probleme și în orașe mult mai mari, cu resurse mult mai mari. Nu sunt foarte multe acele clădiri în Chișinău care pot fi sau care se încadrează în criteriile legale și au fost îndosariate ca, virgulă, monumente și trebuie să fie protejate. Cu siguranță, în proporție de peste 90%, sunt în proprietate privată, dar acești privați au obligații proactive să le păstreze, iar reconstrucția sau orice intervenție se face la aceste clădiri trebuie să fie aprobată de instituțiile de rigoare, inclusiv Ministerul Culturii. Evident că trebuie bani foarte mulți, de ce una din tendințele care se observă aici este că proprietarii de obicei așteaptă ca aceste clădiri să se surpe sau creează condiții ca aceste clădiri să se surpe pe cale naturală decât să le rezolve. Cu siguranță trebuie fortificat cadrul legal în foarte multe țări. În momentul în care ai o astfel de clădire, nu poți să o lași să se distrugă, ci trebuie neapărat să găsești resurse pentru ca cel puțin să o conserve în forma în care există. Este o problemă complicată și foarte complicată în situația în care nu există bani să poți să rezolva această problemă. Mulțumesc, domnule Munteanu. Timpul dumneavoastră a expirat. Am să-l rog pe domnul Roșco să ia microfonul, pentru că următoarea întrebare este pentru dumnealui. Domnule Roșco, am analizat inclusiv declarația dumneavoastră de avere prezentată la Comisia Electorală Centrală. Acolo indică zero venituri pentru anul 2017. Vă rog să ne spuneți care este ocupația dumneavoastră și cu ce reușiți să vă întrețineți în municipiul Chișinău. Da, очень хороший вопрос и спасибо вам за этот вопрос. Действительно, мои доходы за 2016 год равны нулю, потому как организация Промолекс, молдавское общество, а также международное сообщество прекрасно знает, что я являюсь политическим заключенным, я еще группа товарищей, мы были задержаны и приговорены режимом Плохотнюка к условному сроку, и наличие у меня судимости не позволяет, к сожалению, мне в захваченном государстве устроиться на работу, и, к сожалению, приходится прибегать к помощи родителей, которые меня поддерживают.
Я думаю, что я достаточно четко и ясно ответил на вопрос. Окупация думеневастра, как я являюсь вице-председателем партии «Наш дом Молдова». Вы прекрасно знаете, что это не является оплачиваемой должностью. Также являюсь администратором фонда «При дом Молдова», также на общественных началах. Vă mulțumesc pentru răspuns. Sper că le este clar și celor de acasă. Doamna Can, următoarea întrebare este pentru dumneavoastră. Am să vă rog să ne spuneți câte direcții și secții are Primăria Chișinău, să alegeți una dintre ele și să ne spuneți cum o veți reforma, reorganiza. Microfonul. Am încercat să spun adinea ori că sunt 68 de instituții ale primăriei total. Deci eu mă voi ocupa în primul timp de toate luate împreună. Nu putem să ne axăm doar pe una sau pe două, cum am spus-o și în prima parte. Voi elabora trei dispoziții, primele, care îmi va permite să văd de care să mă apuc prima. Deci voi face... Voi solicita în dispoziția mea numărul 1 un raport despre proiectele începute și argumentele necesare de prelungit sau nu. A doua dispoziție, voi solicita la fiecare direcție, fiecare secție și instituție sau întreprindere municipală să-mi pună la dispoziție indicii de performanță stabilit pentru activitatea structurii respective, cu termen de îndeplinire și responsabil. Și voi crea între timp, până voi primi aceste date foarte importante pentru că să-ți organizezi munca, voi crea un consiliu municipal bazat pe lângă primarul orașului, bazat pe voluntari, care vor fi specialiști și experți din cei mai buni în Republică. Noi vom stabili împreună care va fi direcția prima, a doua, a treia, dar vom merge în paralel cu toate odată. Nu putem să o luăm. Mulțumesc, mai. Doamna Can. Începem runda cu ultimele întrebări din partea moderatorului. Domnule Țurcanu, reprezentantul domnului Constantin Codreanu, am să vă rog să ne spuneți dacă avem în Chișinău o problemă cu câinii maidanezi, să ne spuneți câte centre pentru animale avem în Chișinău și dacă este o problemă, să ne spuneți cum o va rezolva în următorul an de zile domnul Codreanu această problemă. Vă recunosc că problema câinilor maidanezi nu se numără printre prioritățile domnului Codreanu în calitatea sa de candidat la funcția de primar al Chișinăului, dar asta nu înseamnă că această problemă percepută ca fiind minoră de către mai mulți concetățeni de-ai noștri, va fi lăsată de izbelește. Pentru că este știut că de atitudinea față de animale depinde și atitudinea pe care oamenii o proiectează între semenii lor. Iată de ce și în această privință și în altele, noi vom încerca să funcționăm în regim de normalitate, pentru ca să evităm și cazul în care câinii de pripas devin agresivi, dar și pentru a nu admite modalități vechi de tratare a acestei probleme prin uciderea câinilor, prin lichidarea lor fizică. Sunt lucruri elementare pe care trebuie să le învățăm încă puțin câte puțin și de modul în care se vor preocupa de această problemă politicienii de la vârfuri, în cazul de față primarul Chișinăului, va depinde și o reacție în lanț la nivelul cetățenilor. Trebuie explicate aceste lucruri pentru ca să se clarifice toate aspectele și să nu facem, cum să spun, o furtună într-un pahar de apă. Toată această problemă s-a agravat pentru că ea a fost delăsată. De îndată ce se va apuca cineva de ea, lucrurile vor deveni foarte simple. Mulțumesc pentru răspuns. Sper că cei care ne ascultă au auzit răspunsul. Reprezentantul domnului Vasile Costiuc, domnul Marius Sandu, am să vă rog să ne răspundeți la următoarea întrebare. Să ne spuneți dacă cunoaște domnul Costiuc câte numărul de WC-uri publice din Chișinău. Să ne spuneți și nouă și să ne spuneți dacă există în planul dumneavoastră pentru Chișinău rezolvarea problemelor legate de WC-urile publice. Da? O întrebare interesantă, nu știu cum ați găsit să o adresați chiar domnului Costiuc.
Asta ar putea să vă răspundă tot contracandidatul de aici din sală, că 10 ani sub administrația lui Chirtoacă ar fi trebuit să rezolve și problemele legate de WC-urile publice. Dar cred că în Chișinău sunt multe alte probleme, mult mai importante, și încă o dată repet, de 10 ani acest oraș aproape că stă pe loc. Nu se realizează nimic. Avem nevoie de construcția parcărilor supraetajate sau parcări pur și simplu pentru autoturisme, în ogrăzile blocurilor. Uitați-vă! Am să vă rog să nu... De ce atacați? De ce atacați? De ce lansați atac? Să nu intervenim în răspunsul domnului Sandu. Da. Așa-s liberalii, ei 10 ani au stat și acum vor să facă. Securizarea trecerilor de pietoni. Vedeți câte probleme există cu accidentele rutiere și este într-adevăr o problemă majoră. Avem nevoie de amenajarea parcurilor, avem nevoie de plantarea și protejarea copacilor pe care tot domnul Chirtoacă vroia să-i defrișeze, să-i taie, să ne aducem aminte, tot bulevardul Ștefan cel Mare. Domnul Chirtoacă avea iluzii și vise. Conservarea gunoiștii de la Bubuieci, uitați care sunt într-adevăr problemele majore și domnul contracandidat care a fost ministru al mediului. Mulțumesc. Să ne spună și despre gunoiștia de la Bubuieci. Acesta a fost timpul dumneavoastră. Următorul pentru întrebare este pentru domnul Munteanu. Domnule Munteanu, am analizat și declarația dumneavoastră de avere și depusă la Comisia Electorală Centrală. Inclusiv am văzut în presă că ați făcut o declarație că în ultima perioadă, de când nu mai sunteți ministru al mediului, aveți un salariu de la Partidul Liberal de 8.000 de lei pe lună. Am să vă rog să ne explicați și nouă cum reușiți cu acest buget să manageriați întreaga familie, dat fiind faptul că sunteți o familie numeroasă, aveți două mașini. Să ne spuneți cum reușiți cu acești bani, iată, să faceți față în Republica Moldova. Mersi foarte mult pentru domnul care prima dată îl văd, dar etalează aici așa un accent dâmbovițean. Vreau să-i spun în felul următor. În limba română există noțiuni care au luat o altă întorsătură în uz, da? O gradă e cea care cu găini din spatele blocului, din spatele casei, nu știu dacă tu cunoști acest lucru. De ce eu cunosc. De ce recurg? Dar nu recurg la niciun fel de chestie. Iar asta vă arată grea în limba română. Vreau să vă spunem că nu faci deosebire dintre curte și o gradă, ca să vă explic. Deci oamenii în fața blocului nu au o gradă, ci au curte. Pur și simplu v-am spus acest lucru. Greu ne descurcăm, dar niciodată nu am trăit cu bani foarte mulți și eu știu foarte exact și eu și copiii mei și soția să nu punem preț pe lucruri materiale și vreau să vă spun că nu avem nicio emoție în acest sens. De fapt eu mai am timp ca să explic. Apropo, pentru domnul Țurcanu, nu știu ce este dumnealui de profesie, vreau să-i spun în felul următor, nu preț prin dispoziția primarului să aloce alocații sociale sau ce a spus dumnealui că va rezolva problema socială. Prin dispoziții este ultimul act administrativ doar de execuție. Marele probleme se rezolvă prin decizii ale Consiliului. Nu poate primarul prin dispoziție să rezolve problema pensionarilor din Chișinău sau a problemelor. 30 de secunde. Să avem suficient să ne punem întrebări și o să... Avem, conform regulamentului, 30 secunde pentru drept la replică. Ce cred eu despre modul în care se administrează și la nivel politic și administrativ în Republica Moldova și în Chișinău, 30. Este că am decis la un moment dat că e importantă pentru noi abordarea formală a lucrurilor. Ceea ce nu este rău din punct de vedere juridic și trebuie să fii corect în orice. Dar până la urmă contează problemele care există și care trebuie rezolvate. Eu am identificat o problemă de care nu ne putem delimita. Vine vorba despre copii, despre bătrâni și alte pături neajutorate. La acestea trebuie să ne referim, iar deciziile și discuțiile sunt cele care contează mai puțin. Contează rezultatul pentru acești oameni.
Vă mulțumesc pentru răspuns. Avem drept la replică, îl dau în momentul în care persoana nu intervine în timpul dedicat celuilalt candidat. Dacă interveniți unul peste altul, din păcate nu pot să vă dau acest drept la replică. Asta ca să cunoașteți de ce am dat acest drept la replică. Următorul este domnul Alexandru Roșco. Domnule Roșco, am să vă rog să ne răspundeți la următoarea întrebare. Cum veți gestiona în următorul an de zile relația cu consilierii municipali și relația cu Guvernul Republicii Moldova, dacă veți ajunge să fiți primar al municipiului Chișinău? Большое спасибо за вопрос. Интересный вопрос. Я представляю оппозиционную партию, которая находится в бескомпромиссной оппозиции к антинародному режиму Плохотнюка. Тем не менее, и вместе с тем, программа, предвыборная моя как кандидата, содержит идеи и пути их решения, достаточно близкие, доступные и понятные каждому кишиневцу. И если муниципальные советники и правительство Республики Молдова действительно заинтересованы в развитии нашего города, то тогда, безусловно, на мой взгляд, проблем не возникнет. Если же они заинтересованы в распиливании бюджета и переделе власти и дальше, то тогда, конечно же, возникнет множество сложностей. Май ведь стимп, дака. На самом деле добавить больше нечего. То есть, если действительно власти заинтересованы в развитии города, тогда поддержат. Если они не заинтересованы и имеют свою целью и дальше захватывать это государство, загоняя народ все глубже за черту бедности, тогда, конечно же, вряд ли что-то хорошее получится. Vă mulțumesc pentru răspuns. Ultima mea întrebare din această seară este pentru doamna Alexandra Can. Doamna Can, am să vă rog să ne spuneți ce veți face în următorul an de zile pentru problema iluminatului stradal din Chișinău. Este greu să spun că mă voi ocupa doar de această problemă. Eu sunt omul care caut soluții și nu caut scuze de ce nu s-a făcut pentru inactivitate. Eu nu substitui funcționarii subordonați, dar îi chem la ordine și cu propuneri. Deci vom rezolva și iluminatul. Știți foarte bine că iluminarea cartierilor sunt într-un hal fără de hal. Dar iluminatul străzilor, dacă s-a aprins, nu mai sunt acele regimuri în care să se stingă la ora de zi automat și se includă noaptea. Noi avem în programul nostru de activitate exact cum trebuie făcut acest lucru. Și cred că va fi făcut anume așa. Dar noi avem foarte multe probleme, nu doar iluminatul. Să nu uităm că în Chișinău există 900 de străzi. Deci ca să iluminezi doar străzile și să iluminezi cartierile, fără ca să rezolvi reparațiilor capitale cu materiale nu din cele mai rele cum au făcut-o până acum, pentru că în fiecare an se acoperă gaurile sau gropile, să zicem, se acoperă și prelungesc să fie stricate de cum trece iarna. Noi avem un complex funcțional. Dacă mă întrebați de cele trei dispoziții, eu deja le am pregătite. Nu pierd nicio oră din momentul în care intru în biroul primarului. Vă mulțumesc pentru răspuns. Acestea au fost întrebările mele. Am încercat să fie din mai multe domenii, să fie inclusiv probleme despre care poate că unii consideră că nu sunt atât de importante. Eu am considerat că sunt importante ca să fie discutate în această seară și să răspund pentru cei care ne urmăresc pe site-ul primăriei Chișinău. Structura primăriei arată în felul următor. Primăria Chișinău are 16 direcții și secții. După ultima decizie, probabil, ceea ce există acum pe site-ul primăriei Chișinău sunt 16 direcții și secții. Și în municipiul Chișinău există 14 întreprinderi municipale. Asta ca să răspund, pentru că n-am... Următoarea etapă este întreabă contracandidatul. Fiecare dintre dumneavoastră va avea posibilitatea să adreseze câte o întrebare fiecărui contracandidat. Vom începe cu domnul
Vlad Țurcanu, care este reprezentantul domnului Constantin Codreanu. Domnule Țurcanu, am să vă rog să ne spuneți cui adresați întrebarea. Aveți 30 de secunde la dispoziție să o formulați. Vă recunosc că nu mă interesează în mod deosebit lucrul care privesc pe ceilalți contracandidați și dacă cineva a observat prestația și campania lui Constantin Codreanu, ne-am concentrat pe mesajele noastre pe care ar fi urmat să le transmitem și să ajungă la cât mai mulți electori, având în vedere că domnul Codreanu nu a avut o notorietate deosebită la începutul acestei campanii și am putut să vedem deseori la întâlnirile pe care le-am avut cum lumea își schimbă opinia și se apropie de ceea ce promovăm. Dar nu am întrebări pentru ceilalți candidați, ceea ce nu înseamnă că nu voi răspunde la întrebările lor. Mulțumesc. Atunci, următorul este domnul Vasile Costiuc. Domnule Mariu Sandu, vă rog frumos să formulați întrebarea în 30 de secunde, să ne spuneți numele persoanei căruia i-o adresați. Domnul Munteanu. Așa, domnul Munteanu, veți avea un minut la dispoziție pentru a răspunde la întrebare. Eu mă exprim civilizat cu domnul, dânsul văd că nu prea. Bine, concret. Vă rugăm frumos. Concret, o să interveniți și dumneavoastră mai târziu. Concret, pe două probleme pe care dânsul ni le expune și proiecte, cred că, din platforma dânsului program. Primul, gara Chișinău, care, printre altele, n-a spus clar, o reconstruiește sau o demolează, amintesc că e monument istoric și amintesc că dânsul probabil n-a învățat asta nici măcar în 30 secunde au expirat. Domnule Munteanu, un minut la dispoziție pentru a răspunde la întrebarea din partea domnului Costiuc. Ok, mersi foarte mult pentru întrebare. Este foarte, foarte bună, chiar dacă nicăieri în program nu scriu despre gară. Eu am spus în felul următor în programul meu și acest lucru l-am văzut în George and Tbilisi. Suntem unica capitală europeană care este întretăiată, brăzdată ca zidul berlinez de calea ferată. Calea ferată trebuie să... Cum facem șosele de centură pentru Chișinău. Exact așa trebuie să facem o cale ferată de ocolirea Chișinăului, iar calea ferată să fie scoasă, să fie construită în loc un bulevard cu multe interconexiuni, iar gara centrală, monument fiind, nu atingem. O să facem un monument mare, un muzeu mare și nu atingem. Ieșiri, intrări o să fie sute ca să putem lega celelalte sectoare ale Chișinăului și nu se întâmplă absolut nimic de cu gara. Dacă o să citiți programul, îl găsiți pe primar.md, dumneavoastră o să vedeți, dar n-ați avut probabil răbdare să citiți. Eu am scris acolo, că eu mi-am scris programul cu mâna mea. Gara va fi păstrată și va fi transformată într-un muzeu. În rest, facem interconexiuni și descărcăm orașul de trafic. Domnule Mariu Sandu, dacă mai aveți întrebări pentru alți candidați? Nu. Nu. Mulțumesc tare mult. Următorul este domnul Valeriu Munteanu, care poate adresa acum întrebări contracandidaților săi. Domnule Munteanu, vă rog să ne spuneți în 30 de secunde întrebarea și cui i-o adresați. Domnul, dumneavoastră ce sunteți de profesie? Știu să vă aleg întrebare după profesia dumneavoastră. Nu. Spuneți ce profesie aveți, ca să vă aleg, nu spuneți că acuși nu știți. Exact ce profesie aveți dumneavoastră? Jurnalist. Ok, hai o întrebare pentru jurnalist. Dumneavoastră cunoașteți legea privind descentralizarea din 28-12-2006. În lege se vorbește despre servicii desconcentrate și servicii descentralizate care lucrează primarul. Care e asemănările, deosebirile și cum interacționăm cu acest serviciu? Văd că v-ați pregătit foarte bine pentru astăzi. Totdeauna? Le știți? Am să vă rog să nu dialogați, dar să răspundeți la întrebare. N-am să răspund la provocările domnului Munteanu. Vă mulțumesc. Domnule Munteanu, următoarea întrebare și cui i-o adresați? Mai avem un jurnalist, domnul Țurcanu. Dumneavoastră, trebuie, dacă tot vreți să-l reprezentați pe domnul Codreanu, vreau să-mi spuneți dacă domnul Codreanu are o viziune proprie legată, apropo, iată întrebare pentru dumneavoastră, actele pe care le emite primarul sunt dispozițiile, da? Spuneți-ne, vă rog frumos, ordinea în care sunt contestate aceste dispoziții și ordinea în care primarul contestă deciziile Consiliului, pentru că este o luptă interminabilă în orice țară în acest sens și în toată ziua te lovești cu aceste chestii. Din ce mi-amintesc, dispozițiile primarului pot fi contestate într-o primă instanță. Și după aceea să urmeze tot parcursul juridic în cele trei verici ale sistemului nostru judecătoresc. Dar înțeleg la ce vă referiți, pentru că în ultimii ani în Chișinău a existat o problemă care continuă și până în prezent, în care multe proprietăți ale Chișinăului au fost înstrăinate prin metode
în care au fost implicați, din păcate, judecători, și, în felul acesta, bugetul Chișinăului foarte auster, de nici 200 de milioane de euro, a fost văduvit de mulți bani care s-au împrăștiat prin buzunarele oricui, numai n-au venit în bugetul Chișinăului. Și aici întrebăt în întrebarea dumneavoastră și o relație extrem de deficitară care a existat între Consiliul Municipal și primar. Aici, într-adevăr, trebuie lucrat foarte bine, dar depinde de influența primarului, de modul său de a se impune, de insistența sa și așa mai departe, pentru că această relație să nu fie una atât de truchiată. Vă mulțumim pentru răspuns. Domnule Munteanu? Nu am întrebări pentru ceilalți doi contracandidați. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul care poate să adreseze întrebări în această seară este domnul Alexandru Roșco. 30 secunde pentru a formula întrebarea și numele contracandidatului. Da, mulțumesc. Am o întrebare unică pentru toți contracandidați și sună în fel următor. Deci, stimați contracandidați, aș vrea să aflu dacă într-adevăr considerați că aceste alegeri sunt libere și democratice. Vă mulțumesc. Haideți să încercăm așa cum a fost ordinea stabilită din timp. Domnule Țurcanu, crede domnul Codreanu să răspundă la această întrebare. În mod sigur, această campanie electorală a fost extrem de deviciată de modul în care s-a comportat audiovizualul nostru, pentru că s-a făcut exces de dreptul unor televiziuni importante cu acoperire națională de a reflecta sau nu aceste alegeri, iar audiovizualul, vă amintesc, nu este proprietatea cuiva, ci este un bun național, un patrimoniu național definit ca atare în lege. După aceea, ar trebui ca nu doar candidații, dar și reprezentanții societății civile și instituții ale statului să vadă foarte bine dacă în această campanie nu s-au operat lucruri care să influențeze, aș putea spune, decisiv rezultatele acestui vot. Vorbesc, de exemplu, despre zvonurile care au căpătat tot mai mult contur în ultima vreme, despre, cum se cheamă, transferarea, translocarea unor cetățeni care nu au locuit în trecut în municipiul Chișinău, dar care au ajuns în Chișinău și s-ar putea ca aceștia să aibă un anumit gând cu privire la modul în care vor vota. Acest lucru trebuie investigat de dragul corectitudinii alegerilor. Am să rog pe domnul Marius Sandu, care îl reprezintă pe domnul Costiuc, să răspundă la întrebare. Este foarte simplu. Orice scrutin electoral în orice țară democratică este organizat pe baza principiului alegerilor libere. Deci nu trebuie să strigăm fraudă electorală, nu trebuie să lansăm mesaje populiste, trebuie să votăm conștient și să votăm ceea ce fiecare cetățean simte pe pielea lui că are nevoie. Vă mulțumesc. Domnule Munteanu, răspundeți și dumneavoastră la întrebarea formulată de domnul Roșco. Da. Urma să mai spune străiască Plahotniuc și ați spus tot. Țarul liber... Vă rog frumos să nu dialogăm. Cea mai gravă problemă sunt, desigur, acțiunile realizate la limita legii de Plahotniuc și de Dodon, cu sondajele pe care le realizează. Codul electoral prevede foarte clar. Cei care vor să facă sondaje înainte de a merge în teren să le culeagă, trebuie să ia acordul și supravegherea Consiliului Cecului și nu au avut niciodată, respectiv toate sondajele care sunt, toate sunt măsluite, dar cu acoperirea celor de la CEC. Justiția lucrează pentru Plahotniuc și pentru Dodon, dar și televiziunile. Avem televiziuni care lucrează pentru Silvia Radu de la PD, vreo 7 televiziuni a lui Plahotniuc. Există televiziuni care lucrează pentru PSRM și, din păcate, o televiziune lucrează și pentru domnul Năstase, fără absolut niciun fel de lege, dar folosesc toți, știți, fiecare cu oligarhie lui, fiecare folosesc aceleași metode. Domnule Munteanu, s-a finalizat timpul dumneavoastră. Doamna Can, vă rog frumos să răspundeți la întrebarea domnului Roșco. Stimați concetățeni, vreau să vă spun că atunci când veți pleca de aici, eu vreau să vă dau biografia mea, să faceți cunoștință și să înțelegeți de ce răspund în felul următor la această întrebare. Dacă în turul 2 nu va ieși Alexandra Can, după această experiență, aceste cunoștințe acumulate, un candidat necorupt, un candidat care niciodată n-a jucat jocurile puterii și nu le va juca, să știți că sunt trucate, sunt mistificate și eu am venit să stric aici cu mare încredere acest stereotip. Să vă fac pe toți să credem că nu este chiar așa de rău, pentru că binomul n-a crescut de unul singur. Binomul a fost crescut,
oamenii s-au vândut, oamenii s-au cumpărat, au devenit șantajabili, au devenit ghidați de interese proprii și eu nu am făcut parte dintre ei. Votați cu creierul! Mulțumesc, doamna Can. În acest moment am să vă rog să formulați dumneavoastră întrebări pentru contracandidații dumneavoastră. Aveți 30 de secunde să formulați întrebarea și să ne spuneți cui o adresați. O întrebare către reprezentantul lui Constantin Codreanu. Constantin Codreanu a anunțat public că s-a așteptat de la orice partid și orice candidat să conteste încălcarea pe care, încălcările ce ține de acest candidat. Doar nu numai, nu PNL. Spuneți-mi, oare încălcarea are culoare? Oare în gașcă se contestează sau nu? De ce? Deci... Domnule Țurcanu, vă rog frumos să răspundeți la întrebarea doamnei Can. Înțeleg că această întrebare este o încercare a dumneavoastră de a vă disculpa pentru modul greu de încadrat în care l-ați atacat pe Constantin Codreanu, cel puțin la o emisiune televizată zilele trecute, dar ce pot să vă răspund, improvizând puțin, este că, într-adevăr, Constantin Codreanu s-ar fi așteptat cel mai puțin să vină aceste atacuri din partea dumneavoastră, care, cel puțin la nivel retoric, vă poziționați pe aceeași dimensiune a românismului. S-ar fi așteptat din partea socialiștilor să fie atacat. De aceea a apărut cumva ciudată ieșirea dumneavoastră sau ieșirile dumneavoastră, dar bineînțeles că nu noi judecăm prestația dumneavoastră, ci electoratul. Oamenii le văd pe toate, înțeleg poate mai multe decât ne imaginăm noi și își iau deciziile în baza unor concluzii pe care și le trag în aceste momente fierbinți. Mulțumesc. În primul rând, doamna Can, vă rog frumos pentru următoarea, nu aveți aplicat drept la replică, când e runda de întrebări, ați formulat întrebarea. Nu am spus până acum. Ați formulat întrebarea, ați auzit răspunsul. Vă rog frumos în următoarele 30 secunde să formulați o altă întrebare pentru un alt contracandidat sau să spuneți ce doriți să spuneți în aceste 30 secunde. Mai formulez. Da, vă rog frumos să mai formulați întrebări pentru ceilalți contracandidați. Domnul Munteanu, cred că ți-a auzit, v-a plăcut ieri cum ați fost pus în fața multora că trebuie aruncat la tumberonul de gunoi de către contracandidatul nostru, Constantin Codreanu, că pe mine m-a făcut nebună. Nu am auzit acest lucru, mi-a transmis cineva că a existat o emisiune unde se făceau declarații de acest gen. Eu nu cred că am făcut vreodată la adresa nimănui. Există politică, facem politică, dar când vine vorba de persoană, când vine vorba de copii, de familie, de integritate fizică, nu am făcut și nu voi face niciodată acest lucru și desigur mi-ar plăcea să facă și ceilalți candidați exact același lucru. Vreau să-l întreb pe domnul Roșco. Ne cunoaștem... Stați un pic, doamna Can, să pornim cronometrul. Da, acum. Nu ne cunoaștem deloc. Doar în misiuni. Dumneavoastră probabil că ați auzit de numele meu și m-ați cunoscut și înainte. Mă considerați o femeie nebună? N-aș zice că vă consider o femeie nebună. Întrebare către Sandu. Domnul Sandu, nu știu cum vă numiți, Alex? Marius. Sandu, Marius. Sandu. Marius. Spuneți-mi, vă rog, consultați-mă, că sunteți om. Ar urma să mă duc în judecată să întreb de ce mă fac nebună, pentru că eu nu sunt nebună. Nu, eu cred că trebuie limbajul puțin să-l mai ponderați. Vă adresați așa pe un ton ridicat la general și oamenii pot să percepă cu totul diferit adresarea. Eu am vorbit de expresia pe care a scăpat-o. În rest nu este nicio problemă și să ținem cont de un aspect. Nu atacați sondajele de opinie publică. Ele sunt instituții și ele nu trebuie atacate. Și domnul Munteanu trebuie să cunoască chestia asta. Așa că nici dumneavoastră, doamna Can, ar fi mai frumos din partea dumneavoastră să cunoașteți lucru că nicio instituție de sondare a opiniei publice nu trebuie atacată, indiferent de ce
cifre arată în sondajele respective. Cine a atacat? Mulțumesc, doamna Can, nu aveți voie să interveniți, pentru că au fost nominalizați doi candidați în discuțiile de aici. Am să dau dreptul la replică domnului Vlad Țurcanu și am să dau dreptul la replică domnului Munteanu, dacă are ceva de... Domnule Țurcanu? Nu. Domnule Munteanu? Nu. Atunci, aceasta a fost runda de întrebări. Păi dumneavoastră i-ați tot etichetat pe toți, doamna Candeasta, și am dat drept la rep. Am în vedere că i-ați numit pe numele în momentul în care adresați întrebări către alți candidați. Și am pe considerat nume. Că e pe nume. Așa. Și asta. La eticheta Iulia Calci. Nu, e un cuvânt fără tenta pe care ați încercat să-i o acordați acum. E un cuvânt în limba română, poate fi folosit. A fost runda de întrebări pentru pe care ați putut, în care ați putut să vă adresați unii altora întrebări și în acest moment zic să deschidem microfonul liber. Am primit, e adevărat că întrebări din sală deja am primit, dacă colegii ne ajută cu un microfon să putem să adresăm întrebări din sală. Ne spuneți cui adresați întrebarea, dar eu vreau să facem o regulă ca să avem întrebări pentru toți candidații care sunt aici. Așa că am să, în ordinea în care au fost la început, am să vă rog să formulăm întrebări pentru fiecare candidat. Primul este domnul Țurcanu. Perfect, putem să o inversăm, putem să începem cu doamna Can, din partea cealaltă. Nu vreți? Asta e... Bine. Ne vom conforma și haideți în ordinea în care am tras la sorți și am să vă rog întrebări pentru domnul Țurcanu. Microfonul și întrebări pentru, o întrebare pentru domnul Țurcanu luăm acum. Vă rog frumos să vă spuneți numele și să formulați în 30 de secunde întrebarea. O să reușesc. Domnul Țurcanu, dumneavoastră credeți sincer că candidatul dumneavoastră e mai bun ca doamna Can, ca restul? Și dacă e așa, nici n-ați avut încredere să-l prezentați în fața, să vină el aici. Și credeți sincer dumneavoastră că nu o să fie el mai util la București? Și încă una, ați descoperit dumneavoastră așa calități de extrasens, foarte puternice, știți așa de bine ce știe Țurcan, ce știe Codreanu. Și dacă puteți lămuriți toate aspectele acestea, unde ați descoperit dumneavoastră așa calități supra de extrasens? Știți așa de bine ce știe? Mulțumim pentru întrebarea, domnule Țurcanu, aveți timpul pentru a răspunde. N-am reținut exact sensul ultimei precizări din partea dumneavoastră, cea cu privire la proprietăți paranormale, dar haideți să o luăm de la capăt. În primul rând că, așa cum arătam și mai devreme, nu noi, nu eu sau Constantin Codreanu, suntem în măsură să dăm calificative sau aprecieri unor candidați. Ei avem pe cetățeni care ne urmăresc prestațiile, care ne urmăresc privirea, modul în care vorbim, știu despre parcursul nostru anterior și în baza tuturor acestor detalii iau niște decizii. Iată de ce mi-este imposibil să vă răspund direct la întrebarea dumneavoastră aceasta, cât privește venirea lui Constantin Codreanu la Chișinău de la București. V-aș ruga să fiți foarte atent când puneți asemenea întrebări, pentru că este incorrect să ceri unui om să facă ceea ce el nu vrea să facă. Dimpotrivă, a dorit să vină să se încadreze în această campanie și trebuie salutat pentru acest gest, întorcându-se acasă să pună umărul la dezvoltarea societății moldovenești. Să nu încălcăm această regulă. Următoare, luăm o întrebare din sală pentru domnul Vasile Costiuc. Da, bună seara. De fapt, eu la toți am vrut să pun întrebare, pentru că îmi permiteți să fac așa o mică remarcă. Toți candidații pe care eu văd aici sunt foarte departe de problemele orașului. Ei își realizează ambițiile politice și așa mai departe, dar nu asta vreau să întreb acum. Eu vreau veniți să întreb... dumneavoastră aici și vorbiți chișinăuienilor. Cu cea mai mare plăcere, dacă n-aș fi împins de oligarhi. Vreau să vă dați câteva, să exemplificați care vă rog să mă feriți dreptul să pun la întrebare. Aș ruga moderatoarea să nu treceapă comentarii, ci întrebări de la acești domnul Țurcanu, pe care noi ne-am măsura aici. Ajunge. Dumneavoastră să-mi dați mie lecții. Dumneavoastră ați venit aici să puneți întrebări. Dacă aveți de făcut comentarii,
Puneți-vă rând la comentarii. Noi așteptăm din partea dumneavoastră. Eu știu că vorbim frumos, dar vă rog frumos comentarii. Comentariile dumneavoastră sunt inutile aici. Dați-mi o întrebare. Păi domnul mă bruiază. 30 de secunde. Așa, să pornim cronometrul. Dimitrov Alexei, activist civic. Cred că cei care trebuie mă știu prin tot orașul. Apolitic, activist civic. Mișcarea Salvat Chișinău Verde. Spuneți-vă rog, toți au vorbit de proiecte grandioase, de gări, de centrale nucleare, nu știu de care gen. Fanteziste, îmi cer scurt. Vă rog frumos, da, dați-mi, da, corect. Spuneți-vă rog, trotuarele, iată eu chiar aici până să ajung, am șters cu pantalonii mei aproximativ 20 de automobile. De ce tema trotuarelor nu este deloc abordată din niciun candidat? Și care sunt măsurile care o să le întreprindeți? Pot să răspund eu la această întrebare, mai ales că există un asemenea detaliu. Dacă îmi puneați o întrebare punctuală, era mai simplu să conversăm. N-ar trebui să ne etichetați, să ne învinuiți de vrute și nevrute și rele, ci să puneți întrebări punctuale și așa vă conversăm mai ușor, ca să nu ridicăm și noi vocea și nici dumneavoastră să vă supărați. În programul lui Constantin Codreanu figurează 100 de kilometri de drumuri, dar nu pentru primul an de mandat, dar pentru cei 5 ani de mandat, 1 plus 4 așadar, inclusiv trotuarele, pentru că aceia care nu circulă cu mașinile se confruntă, într-adevăr, așa cum spuneți și dumneavoastră, cu această problemă pentru pietoni, pentru că se strică papucii, se sparg oase, mai ales când este gheață, ghețuș sau plouă. Asta înseamnă o lipsă de respect pentru aceia mai cu puține resurse din municipiul Chișinău. Bineînțeles că dacă ai o mașină de 30.000 de euro, nu te deranjează trotuarele. Și, într-adevăr, o aplicare către această problemă trebuie să existe și există în programul lui Constantin Codreanu. Mulțumim pentru răspuns. Am să vă rog cei din sală totuși să formulăm întrebări și să ne spuneți clar, în 30 de secunde, cui se adresează întrebarea. Am să rog pe domnul reprezentantul domnului Costiuc să răspundă la întrebare. Da, este foarte, foarte clar și Partidul Democrației Acasă, prin vocea domnului Costiuc, are în program dezvoltarea infrastructurii rutiere, 300 de kilometri de drum pe parcursul a 5 ani, lărgirea și reabilitarea centurii de ocolire a Chișinăului, care cred că este în parteneriat cu guvernul, care cred că este cel mai important obiectiv. Vedeți ce trafic sufocant este la orele de vârf, cel puțin. Și, de asemenea, transformarea și modernizarea spațiilor publice neocupate. Vă mulțumesc pentru răspuns. Domnule Munteanu, vă rog frumos, într-un minut, să răspundeți la întrebarea formulată de... Am încercat să fiu foarte atent, am văzut oameni nervoși într-o parte și în alta, am încercat să fiu foarte atent, să înțeleg esența problemei dumneavoastră, ați vorbit despre pantaloni și mașini și mi-am dat seama că este vorba, în primul rând, despre parcarea neregulamentară a mașinilor pe trotuar. Desigur că acest lucru se întâmplă preponderent în centrul Chișinăului, acolo unde există trafic foarte mult, acolo unde există insuficiență clară și vădită de parcări. Soluția pentru Chișinău, pentru centrul Chișinăului sunt tot felul de parcări, inclusiv subterane, supraterane, dar și obișnuite pe spațiile publice, parcări obișnuite, trebuie investiții și bani foarte mult. O a doua problemă, pentru trotuare, desigur, sunt gurile de canal, este insuficientă legea aici, trebuie să fie obligate regiile, inclusiv Union Finosa și ceilalți de la gaze ca să-și rezolve problema cu aceste guri de canal. Mulțumim, domnule Munteanu. Domnule Roșco, am să vă rog să răspundeți la întrebarea formulată. Da, большое спасибо. Являясь таким же пешеходом, как и Алексей Димитров, я сталкиваюсь примерно с теми же проблемами буквально каждый день. И, конечно же, эти проблемы необходимо решать. В частности, город действительно нуждается в многоуровневых парковках. Это позволит избежать огромного количества машин во дворах, даже вот здесь вот перед зданием Модеон и так далее. Также в нашей предвыборной программе указано, как одно из предложений, ограничение въезда легкового автотранспорта в историческую часть города, а также крупнотоннажного транспорта в центре города. Это позволит уменьшить пробки и... так скажем, освободить движение автотранспорта по всему Кишиневу. Mulțumim foarte mult. Doamna Can, vă rog frumos să răspundeți la întrebarea formulată din sală. Eu am spus că există specialiști
oameni și mai bine pregătiți, dar ei nu sunt activi, nu au venit aici. Deci alegătorii vor alege pe unul din noi, oricum. Sunt mai puțin pregătiți și mai bine. Ce avem noi în programul nostru? Deci o abordare a problemei transportului altfel. În primul rând, 28 de kilometri este lungimea centurii care trebuie construită. Nu este deloc greu, doar e nevoie de finanțe. 28 de kilometri, circa 60 și ceva de milioane de euro. 2. Amenajarea intersecțiilor etajate, deja avem exemplu, spre televiziune, dacă știți. 3. Dacă amenajăm și parcări subterane etajate, vom scoate mașinile de pe carosabil și vom putea construi trotuare pentru cicliști, pentru oameni, vom putea pune ca și căruțurile să meargă pe acolo. Și mai avem și intercartiere cu parcări bio. Gata, timpul dumneavoastră a expirat. Ați văzut răspunsurile. Dacă întrebări în sală, am să... Da. Spuneți cine și... Nu se aude. Bună ziua, mulțumesc mult. Vasile Fătescu, lector universitar și clubul cicliștilor amatori ca și președinte. Doar doamna Can s-a referit la cicliști și la problema cicliștilor în Chișinău. Cum vedeți în doi pași rezolvarea problemelor noastre concret? Și subiectul 2, de ce până în prezent nu abordați Chișinău ca un oraș care poate fi transformat în orașul bicicliștilor? Să înțeleg că întrebarea este pentru toți ceilalți în afară de doamna Can? Da, bine. Eu, da? Au spus că pentru ceilalți patru în afară de doamna Can. Să spun că ciclismul mai e. O ieșit din situație, nu ar fi aglomerat cu transport. O persoană merge la volan 2 km până la lucru, în loc să meargă cu bicicleta. Sănătos, ecologic și așa este mai bine, așa cum în alte țări. Pentru că ați pornit-o invers, haideți să luăm de la numărul 5 la 4, domnul Roșco mai întâi și apoi domnul Munteanu, ca să nu încurc ordinea. Da, очень хороший вопрос. Конечно же, мы за здоровый образ жизни, за то, чтобы велосипедистов было больше, но начать надо с того, что как бы сам каждый житель Кишинева для себя решает, покупать ему велосипед или нет. Что касается для тех, кто занимается велоспортом, конечно же, необходимо создать благоприятные условия, велодорожки, разметку специальную для велосипедистов, чтобы им было как можно комфортнее и безопаснее перемещаться по городу, как бы. Что касается остального, все-таки каждый решает для себя, кем ему быть. Автолюбителем, пешеходом, либо велосипедистом. Есть и другие виды круглического транспорта, такие как гироскутеры, электроскутеры и так далее, которые тоже необходимо, на мой взгляд, поощрять. Это экологический транспорт, это современные средства передвижения, и почему нет? Mulțumesc, domnule Munteanu, vă rog frumos să răspundeți la întrebare. Nu știu dacă funcționează. Eu personal nu sunt ciclist, sunt alergător, sunt maratonist, alerg maratoane peste 42 de kilometri, mă pregătesc pentru ultra maraton și declar cu toată responsabilitatea că atunci când o să fiu ales primar al Chișinăului, voi promova puternic și din toată inima toate sporturile, inclusiv ciclismul. Totul trebuie să pornească nu de la infrastructură, ci de la cultură. Din păcate, noi nu avem cultura sportului în Chișinău. Spuneam și cu alte ocazii că avem puține locuri în Chișinău unde poți să alergi, dar suficiente pentru câtă lume vrea să alergi acum. Trebuie să dezvoltăm cel mai important lucru pe care trebuie să lucrăm în continuare, este la educația societății noastre pe toate dimensiunile. Transport, ecologie, mediu, sport, totul este educație. Iar primarul trebuie să fie un exemplu în acest sens și trebuie să creăm și predispoziții pentru acest lucru, dar în paralel și infrastructură. Mulțumesc. Am să-l rog pe reprezentantul domnului Vasile Costiuc, Marius Sandu, să răspundă la întrebare. Da, cred că toți locuitorii orașului văd că este o problemă majoră cea a transportului public și transportului la general. Străzile nu mai fac față numărului mare de mașini, dar în ce privește problema ciclismului, cred că primul lucru de la care trebuie pornit să realizăm noi piste pentru bicicliști și un transport public integrat,
ca alternativă la automobil. Mulțumesc pentru răspuns. Domnule Țurcanu, am să vă rog să răspundeți la întrebarea formulată pentru domnul Codreanu. Ciclismul prin oraș înseamnă mai mult decât o posibilitate pentru cineva de a ajunge la serviciu în felul acesta. Eu cunosc zeci de tineri care au adoptat acest mod de a circula prin Chișinău, iar numărul lor s-ar tripla sau ar deveni de 10 ori mai mare dacă ar fi aceste trasee marcate pentru bicicliști. Numai că în condițiile de astăzi este pur și simplu periculos. Eu locuiesc la telecentru și de mai multe ori am ajuns în centru, unde este oficiul cu bicicleta. Am parcurs drumul tur prin parcul Valea Morilor. La întoarcere însă pe strada Vasile Alexandrei este pur și simplu periculos pentru că te poate acroșa orice mașină cu oglinda. Dar vă asigur că s-ar găsi dintr-o dată o mulțime de bicicliști în Chișinău dacă ne-am aplecat către această problemă. Și este foarte simplu de făcut, doar că n-a fost nicio voință din acest punct de vedere până în prezent. Mulțumesc foarte mult. Întrebări din sală? 30 secunde, ne spuneți cui o adresați. Înainte de a da întrebare, sunt doctorisă Teodora Rotaru. Vreau pe domnul Roșco să-l întreb. Dacă eu aș candida în Rusia, aș avea un traducător, vreau să sunteți candidați a Moldovei, adică cetățean a Moldovei, și vorbiți în rusește. Eu nu sunt contra, eu stimez toate popoarele. Sunt doctoreasă și nu primesc pe nație. Bine tu, dai moldovean sau român. De ce? Având pașaportul basarabian, moldovean, vorbiți în rusește. Domnule Roșco, vă rog frumos să răspundeți. Chiar mersi mult pentru întrebare și răspund la această întrebare cu mare plăcere. Deci eu sunt moldovean rusolingv. Mă consider moldovean rusolingv, m-am născut în familie rusolingvă, dar totodată îmi place tare limba țării mele care m-a născut. O consider concomitent, dulce ca miere și melodică ca o vioară. Și vreau să cunosc și mai bine, dar uneori îmi vine greu să formulez răspunsurile la întrebările și cu toate că le formulez în limba rusă, uneori, nu fiecare dată, dar uneori, deci mi se pare că totuși toată lumea mă înțelege. Deci limba de stat, conform articolul 13 din Constituție, este moldovenească. Mulțumesc pentru răspuns. Până ce Constituția nu a fost schimbată în Parlament, rămâne limba moldovenească. Bine, haideți să luăm altă întrebare din sală. Cine? Domnul Pavel Costică. Da. Pavel Costică, dar eu vreau să adresez această întrebare către toți candidații în calitate de alegător a municipiului Chișinău. Recent, adică chiar astăzi, câteva ore în urmă, guvernul de la Chișinău a aprobat o decizie, o hotărâre prin care a instituit ziua de 1 iunie, zi de odihnă. Cum credeți că, ce puteți comenta, instituirea unei zile de odihnă pe 1 iunie, cu recuperare pe data din 9, în contextul desfășurării turului Toi de Scrutin și previzibilității desfășurării unei afaceri? Bine, haideți să o luăm pe rând. Că întrebarea este pentru toți candidații. Doamna Can, de la numărul 1. Haideți, domnul Țurcanu. Ce să vă spun? Interpretări pot fi mai multe în context electoral, pe care se manifestă așa încât să-și protejeze candidatul pe față sau prin anumite alte instrumente. Dar una peste alta, toată această practică de stabilirea unor zile libere în lanț, și am avut cel puțin de două ori în ultimele săptămâni așa ceva, pur și simplu îi dă peste cap pe oameni. Toate aceste vacanțe prelungite nu adaugă eficiență în activitatea oricăror instituții și nu este o practică internațională. De aceea aș fi rezervat în privința unor asemenea improvizații, eu le consider improvizații, mai cu minte ar fi ca să se urmeze o logică a lucrurilor, astfel încât să nu ne trezim în fiecare an, că avem diverse alte zile de sărbătoare. Mulțumim pentru răspuns. Domnule Sandu, am să vă rog să răspundeți la această întrebare pentru domnul Costiuc. Să răspund. Vedem că după
31 decembrie, deja după Revelion și după Anul Nou, stăm din sărbătoare în sărbătoare, din zile libere în zile libere și cred că e timpul să trecem la muncă și să trecem împreună cu toții, să nu mai fabulăm și să venim cu fantezisme, dar să trecem la muncă. Asta e cel mai important. Mulțumim pentru răspuns. Domnule Munteanu. Republica Moldova și aici bate toate recordurile, mai este țară europeană, nu știu foarte exact care, dar la egalitate Republica Moldova are cele mai multe zile libere, săraci, dar mândre. Eu sunt liberal și consider că munca îl înnobilează pe om, trebuie să muncim mai mult și mai eficient. Întrebarea dumneavoastră cu siguranță nu a vizat acest schimb de recuperare, ce anume obstrucționarea procesului electoral, ori guvernarea a dat zi liber în data de 1, care este înainte de data de 2 și respectiv de data de 3, când avem alegerile în turul 2, pentru ca într-un fel să scurteze campania electorală, iar în data din 1 să poată ei să organizeze acțiuni care le-ar conveni lor. Haideți să nu trimitem în turul 2 nici un reprezentant al binomului Plahotniuc Dodon, eu vă propun să mă votați pe mine în alegeri să ajung în turul 2 și atunci o să le stricăm planurile pe care le-au realizat astăzi Plahotniuc și Dodon. Mulțumesc, domnule Roșcov, vă rog frumos să răspundeți la întrebare. Da, deci mulțumesc pentru întrebare. Deci eu consider că noi și așa avem destul, deci de, mulțumesc, de zilele libere, așa că trebuie să, totuși să muncim mai mult decât să odihnim, pentru că și așa în fiecare zi, deci este oarecare sărbătoare care poate fi considerată cât de cât ziua liberă. Mulțumesc de răspuns. Doamna Can, vă rog frumos. Da, noi avem două sărbători de Crăciun, noi avem o zi de 8 martie, avem ziua copiilor. Părerea mea este că atunci când angajații se întorc înapoi după sărbători, durează ca să-și recapete productivitatea muncii, deci suportă unele consecințe. Părerea mea este că lăsăm zilele ca și semnificație, dar zilele de 8 martie, ziua din 1 mai, ziua copiilor, a cei care lucrează, angajații, ar putea ca angajatorii să le plătească un salariu dublu ca să vie acasă cu o pungă plină de plăceri, suvenire, surprize. Deci ziua copiilor și ziua femeilor trebuie să fie în toate zilele, nicicum nu doar o singură zi în an. Copiii trebuie să aibă fonduri pentru a-i crește bine, a-i educa bine. Ei sunt viitorul nostru. Mulțumim pentru răspuns. Dacă mai este o întrebare în sală, am să vă rog să o formulați, dar să vă prezentați ca să știm cine formulează întrebarea. Ion Calmăt. Avem două doamne în campanie electorală. Dacă ambele doamne vor trece în turul 2, vreau să întreb toți concurenții pe cine vor susține. Inclusiv doamna Can, o întrebați. Ca să știm cine răspunde. Și doamna Can răspunde. Toți, inclusiv doamna Can. Mai am o întrebare către reprezentantul Costiu, dacă e locuitor a Chișinăului și în general cetățean al Republicii Moldova. Mulțumim pentru întrebările formulate. Haideți să încercăm să răspundem mai întâi la prima întrebare. Domnule Țurcanu, am să vă rog să răspundeți la întrebarea formulată acum. Chiar dacă ne-am referit la toți candidații, nu v-aș putea da un răspuns de susținere pentru cineva, pentru că este firesc ca un candidat să-și întrebadă mai întâi parcursul său politic și după aceea să vorbească despre susținere. Noi avem printre politicienii de dreapta potențiali parteneri cu care vom discuta după alegeri în perspectiva alegerilor parlamentare. În ceea ce privește cele două doamne la care faceți trimitere, nu văd o situație în care să susținem vreo una dintre cele două doamne, oricât de respect le-am purta în calitate de persoane, dar aici vorbim despre concurenți electorali. N-ar trebui să ne grăbim să ghicim ce va fi în turul 2, să așteptăm și atunci așa procedează niște politicieni responsabili, atunci să iau deciziile care se impun. Nu suntem aici în situația să ghicim în zațul de cafea sau în altceva. Realitatea este cea care contează.
Mulțumim. Domnule Marius Sandu, vă rog frumos să răspundeți la întrebările formulate. Am să-i răspund. N-am reținut numele dânsului, dar am să-i răspund destul de sincer, așa. Și mă uit în ochii lui când îi răspund. Deci, clar că am susține în primul tur candidatul nostru, e un răspuns normal, iar în al doilea tur, vă reamintesc că votul este secret. N-avem dreptul să dezvăluim pe cine vom vota. Votul, prin lege, este secret. Și la cea de-a doua întrebare formulată pentru dumneavoastră, dacă am înțeles, vă mulțumesc tare mult pentru răspuns. Domnule Munteanu, am să vă rog să răspundeți la întrebarea formulată. Eu voi ajunge în turul 2 și acolo o să-i solicit doamnei Can susținere, iar de la cealaltă doamnă, că nu depinde dumnei ei de Plahotniuc, nu am nevoie de vot de susținere domnului Plahotniuc, că este nocivă. Mulțumesc tare mult. Domnul Roșco răspunde la întrebare și apoi doamna Can. Domnul Roșco, vă rog. Deci, în cazul în care să presupunem că în turul 2, deci, vor fi două dame, două doamne, deci noi, fiind un partid de stângă, nu vom susține nici pe candidata lui Plahotniuc Silvia Radu, nici pe doamna Alexandra Can, pentru că suntem totuși pe diferite șchiere politice. Vă mulțumim pentru răspuns. Doamna Can, am să vă rog să răspundeți și dumneavoastră la această întrebare. Indiferent că vor ieși două doamne, doi domni sau o doamnă și un domn, noi avem în cadrul echipei noastre în partidul politic abordarea și decizia. Se va decide doar acolo. Nu sunt eu aceea care să anunț o decizie inexistentă a unui partid. E foarte rău că nu veți susține. Asta înseamnă că chemați să nu vină oamenii la vot. Ar trebui, nu dumneavoastră, dar în echipă să înțelegeți că avem nevoie de un profesionist. Din doi trebuie să iasă cel mai bun. Mai avem întrebări din sala? Da, întrebarea cu cetățenia, l-am rugat pe domnul să răspundă. Răspunsul vi-l dau, ieșită din contextul discuțiilor. Bun, am înțeles răspunsul. Dacă mai sunt întrebări în sala, am să vă rog să le formulați. Cine o să spună că n-am vrut? Cred că trebuie să depășim acest moment. Ați auzit care este răspunsul domnului. Eu i-am dat cuvântul să răspundă la această întrebare după ce a răspuns la prima întrebare. Din păcate a fost liniște, de asta am zis că poate să răspundă următorul candidat. Am să rog o următoare întrebare din sală. Da, Nicolae Panfil, eu o să adresez această întrebare în calitate de cetățean al municipiului. Deci, în mai multe sectoare a Chișinăului vedem construcțiile în floresc. Da? Și vedem, pot să dau exemplu, la Botanica, lângă Viaduc, la Malina Mică, să zicem așa, da? În sectorul acela, foarte multe clădiri noi. Deci, și în general, la Botanica, în Dal se construiește mult. Eu vorbesc de sectorul în care locuiesc. Deci, eu îmi pun o întrebare, se gândește cineva când se fac aceste construcții, dacă noi să ne nădușim într-un moment oarecare, o să mai putem noi circula cu mașinile și eventual și pe jos pe trotuare? Sau mai lăgesc întrebarea, ar vreun candidat perspectiva de a lărgi eventual Chișinăul? Mulțumim pentru întrebare. Sunt terenuri și în afara hotarilor actuale. Mulțumim pentru întrebare. Domnul Țurcanu, vă rog frumos să ne răspundeți. Nu ne permitem într-un minut să avem o discuție elaborată pe această temă, deși ar merita. Aș avea două comentarii aici. Mai întâi să ne amintim de toate acele proiecte cu finanțare externă, care vizau anumite terenuri din afara cercului obișnuit al Chișinăului, proiecte care s-au împotmolit din cauza Consiliului Municipal și Administrației Chișinău. Dacă vă amintiți, era o investiție italiană pentru niște terenuri dintre Băcioi și Chișinău, care nu s-a întâmplat. De aceea s-au îngrămădit clădirile una peste alta după model asiatic în Chișinău. După aceea, este evident și toți cetățenii ar trebui să știe, pentru că deseori nenormalitatea devine o normalitate în Republica Moldova. În mod normal, ar trebui ca arhitecții orașului să prezinte un plan pentru ca să se construiască, iar doritorii să vină, dezvoltatorii imobiliari, să construiască clădiri după acel plan. La noi se întâmplă exact invers. Cineva a identificat un teren, vine cu un proiect la primărie și este acceptat din motive care se cunosc.
Domnule Sandu, vă rog frumos să răspundeți la întrebare. Da, în programul electoral al domnului președinte Costiuc este vorba despre un nou plan urbanistic general la Primăria Capitalei și abia după ce vom avea acest plan, vom identifica soluții și sursele de finanțare ca să rezolvăm și aceste probleme. Vă mulțumesc, domnule Munteanu. Chișinău sau Republica Moldova este unicul stat european care nu are în legislație prevederi privind construcția sau dezvoltarea unei zone metropolitane. Voi scrie un proiect de lege în acest sens pentru ca Chișinău să nu graviteze doar în jurul orașului Chișinău și a celor 18 suburbii, ci să poată să se dezvolte prin zona metropolitană pentru ca anumite întreprinderi industriale sau întreprinderi care există să poată fi scoase din afara Chișinăului, în Chișinău să poată să existe cartiere pentru locuit și alte zone de confort spărit, confort sporit, iar ceea ce spuneam eu, scoaterea căii ferate din Chișinău, cu siguranță va ajuta acest lucru, pentru că, din păcate, nu putem, după model sovietic sau după alte modele, să distrugem cartiere întregi pentru ca să construim alte căi de acces. Ceea ce îmi propune cu calea ferată este cea mai ieftină, cea mai bună și cea mai solidă problemă pentru ca să putem îmbina dezvoltarea în continuare a orașului cu transportul. Mulțumesc tare mult. Domnule Roșco, vă rog frumos să răspundeți la întrebare. Da, deci, într-adevăr, deci, problema construcției ilegale este una din cele mai problematice pentru Chișinău și deci, toate construcțiile ilegale trebuie oprite, dar autorizațiile subsemnate de către persoane competente, trebuie revizuite și toate implicate în schemele frauduloase, corupte, trebuie să fie trași în răspundere penală, dar cu asta deja se vor ocupa, ocupa organele competente. Procuratura anticorupție, CNA-ul, etc. Mulțumim pentru răspuns. Doamna Can, vă rog. În programul Partidului Național Liberal există un punct special ținând cont că orașul Chișinău și Moldova în general este într-o zonă seismică și avem foarte multe clădiri construite de foarte mulți ani care prezintă un pericol în caz de cutremur și alte cataclisme în bază de parteneriat public-privat. În locul acelor case se pot construi case bune, calitativ construite, fără ca să aglomereze curțile, pentru că oamenii nu mai au unde să-și crească copiii, să educe. Al doilea moment, mai e, deci, urbanizarea suburbiilor ne va permite, pentru că avem în jur de 20 de kilometri, ce e mai ușor de parcurs decât din centru până un micro alt sector al orașului Chișinău. Deci vom urbaniza suburbiile și vor fi locuri destul, acolo sunt mai multe locuri și mai ieftine. Își vor putea construi. Cum se face la Batra, cum se face și în alte... Mulțumim pentru răspuns. Dacă mai este o întrebare din sală... Vreau să vă întreb dacă, poate mie mi-a scăpat, dacă aveți spre a construi o uzină de prelucrare a deșeurilor, deoarece Chișinău foarte mult s-a dezvoltat, populația este foarte multă, mașini cât frunză și iarbă, da, prelucrarea deșeurilor. Vă mulțumim pentru întrebare. Am să rog domnule Țurcanu să ne spuneți, să ne răspundeți la această întrebare. Ați avut o expresie foarte plastică, mașini câtă frunză și iarbă. Exact în locul frunzelor și a ierbii au apărut zeci și sute de mii de mașini în Chișinău. Toată lumea își propune să facă, doamnă, o asemenea uzină. Pentru așa ceva e nevoie de fonduri care pot veni din Uniunea Europeană, inclusiv din România, doar că în administrație de la Chișinău trebuie să fie oameni care să dorească să facă așa ceva. Și trebuie să vă spun că la nivelul administrației Chișinăului au fost zeci de proiecte care au fost refuzate, fie de Consiliul Municipal, fie de anumite foruri politice care pur și simplu nu i-au admis pe investitorii străini. Și cel mai bun exemplu este lanțul de magazine Dedeman, care urma să investească 25 de milioane de euro și să creeze 2000 de locuri de muncă. Dar pe lângă reciclarea deșeurilor, mai e nevoie să apară
noi spații verzi, pentru că, într-adevăr, ne vom sufoca foarte repede. Mulțumesc. Mulțumim pentru răspuns. Domnule Sandu, vă rog frumos să ne răspundeți la întrebare. O să răspund, domnule. Bineînțeles, răspunsul este da, este nevoie și, într-adevăr, cum a spus și domnul Țurcanu, ca să realizezi un așa proiect, este nevoie de finanțare. Și finanțarea trebuie să vină clar pe calea partenerilor europeni. Aș puncta aici și aș întreba totuși un contracandidat. Cât a fost ministrul mediului? Ce a făcut cu problema de la Bubuieci, a gropii de gunoi, care pur și simplu rezidurile se scurg în pânza preatică și gândiți pe unde ajung. Mulțumim. Următoarea, domnul Munteanu, aveți cuvântul. Vă rog frumos, doamna candidată, microfonul domnului Munteanu. Scurt, văd din partea contracandidaților o necunoaștere totală a subiectului. Chișinău are un proiect de 25 de milioane de euro. Apropo, am muncit și eu la acest proiect în calitate de ministru al mediului, pentru se numește managementul european al deșeurilor, care prevede redimensionarea, recondiționarea stației sau gropii de la Țânțăreni, cea de la Bubuieci a fost închisă, primăria a cumpărat o stație de epurare a levigatului, acum este instalată și lucrurile vor mișca. În calitatea mea de ministru al mediului am alocat bani pentru 1000 de platforme pentru tomberoane, nu pentru tombleroane, cum spune omului Plahotniuc, inclusiv pentru 10 în Chișinău, subterane, câte două în fiecare suburbie este proiectul meu și 3000 de coșuri de gunoi pe care le vedeți, toate sunt realizate într-un an și 10 luni cât am fost eu la Ministerul Mediului. Se poate 10 secunde. Mulțumim. 10 secunde, vă rog. I-aș reaminti domnului Munteanu că groapa nici măcar nu este conservată, cea de la Bucuiești este acoperită cu jumătate de metru de pământ. Și nu. Am să vă rog, da. Păi dumneavoastră ce înseamnă conservare ca să fiți ministru al mediului. Știi, eu aș făcut-o. Domnule, de ce n-ați făcut-o conservarea cât ați fost ministru al mediului? Asta domnule, nu vă supărați. Eu îmi cunosc mandatul meu și de fiecare dată. Dacă îmi spuneți dumneavoastră ce înseamnă conservare și cum trebuie să fac, eu îți vă spun dacă e făcută sau nu. N-ați dat nicio răspuns, nu aveți nicio competență. Dacă în opinia mea este un metru de pământ. Haideți să nu... Pentru că există și alții care ar trebui să răspundă la această întrebare. A fost întrebarea din sală. Haideți să respectăm pe cei care au ajuns în această sală. Am să rog pe domnul Roșco să ne răspundă la întrebare. Deci este o întrebare foarte bună. Deci, și bineînțeles că deșeurile trebuie separate și reciclate. Și, de fapt, avem nevoie de uzină de reciclare a deșeurilor. Dar, cum a precizat contracandidatul, deja este așa un proiect și sperăm la avansarea cât mai rapidă a acestui proiect. Mulțumim pentru răspuns. Doamna Can, vă rog. Deșeurile nu le vom putea separa dacă nu vom interesa populația. Atunci când va costa un 5 bani plasticul, PET-ul, care îl va cumpăra cel care va prelucra în bază de parteneriat public-privat, nu mai trageți speranță că va face statul. Statul n-a făcut și nu va face. Doamna Teodora Rotaru știe că a fost un proiect în 1988, cu toate finanțările presupuse și nu s-a făcut. Deci parteneriat public-privat, o uzină de ardere a metalului prin bază de piroliză, să nu spună cineva că arderea tot poluează, în bază de piroliză, atunci interesarea la separare și mai întâi să se vândă materia primă pentru producătorii de tot felul de talgere, ligiane și altceva, tot ce nu se poate recicla la ars. Va trebui să importăm gunoi ca să-i dăm de mâncare la acea mașină. Am fost în America, numai doar o secundă, chiar dacă nu răspund la altă întrebare. Am nimerit la un banchier în America care mi-a povestit ceva foarte interesant și am fost o grupă de 8 oameni. A spus că el a fost în Moldova, la primărie și la guvern și a propus, pentru că ei produc aceste uzine. Deci, nici cum n-au fost de acord. Doamna Carmen, ați pierdut timpul, vă rog frumos, mai avem o întrebare din sală, cred că va fi ultima, că sunt deja 2 ore de când ne aflăm în această sală și asta este...
Straniu, se aude. Deci voi insista pe întrebarea acordată de Ion Călmâr, în calitate deja de observator și organizator acestei dezbateri. Domnul Marius, vă rugăm să confirmați sau să infirmați dacă dețineți sau nu cetățenia Republicii Moldova, da sau nu? Asta eu cred că am răspuns deja odată. Am să vă rog și eu, repetat, da sau nu, nu în răspuns de că am răspuns la această întrebare. Dețineți cetățenia Republicii Moldova sau nu? Asta este interesul dezbaterilor de astăzi? Nu, din păcate, conform legii Republicii Moldova, nu pot participa în dezbateri și nu pot face agitație electorală pentru concurenții înscriși în campanie electorală persoanele care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Vă rog frumos să ne spuneți. Am să vă rog frumos să ne spuneți dacă aveți cetățenia Republicii Moldova sau nu. Da sau nu? Reprezentant, am răspuns. Domnul Pavel, eu cred că ar trebui să face concluziile la aceasta. Dacă nu mai sunt întrebări în sală, mai sunt întrebări în sală? Adevărul este că noi nu suntem poliție ca să verificăm. Păi înțeleg, dacă intrau un terorist, unul din Pakistan, unul din asta, intrau unul, trebuie să-l verificați, să-l întrebați. Petrică Ionică, arată buletinul, cine ești? Bună ziua! Noi, în calitate de observatori, nu avem voie să cerem actele de identitate. La masă, dacă e nu suntem poliția, însă, din câte îmi spun colegii, dumneavoastră, în calitate de candidați, puteți să faceți acest lucru, puteți să cereți să se... Bine, aceasta este, dacă nu mai sunt întrebări din sală, este o întrebare însă. Asta a fost ultima întrebare. Închidem pentru că sunt 2 ore de când rămâne doar cuvântul de final din partea fiecăruia dintre dumneavoastră. Domnule Țurcanu, am să vă rog, doar că întrebarea mea este dacă îi dăm voie domnului Sandu să spună cuvântul de final. Am înțeles. Domnule Sandu, rămâne să decizi dumneavoastră dacă ne spuneți că sunteți cetățean al Republicii Moldova, vă dau cuvântul de final. Dacă nu, atunci nu am să vă dau cuvântul de final. Domnule Țurcanu, vă rog frumos să răspund. A fost ultima întrebare, ne roagă organizatorii să încheiem, 2 ore deja s-au scurs. Domnule Țurcanu, cuvântul de final. Doar puțin să avem liniște. Bun, haideți să nu faceți, doamne, încercăm aici agitație aici, electorală, aici nu face. Pentru că nu, domne. Închideți, am să iau microfonul de la domnul Sandu, dat fiind faptul că am decis că noi vom da cuvântul de final. Încercăm să facem concluziile acestei seri. Vă rog frumos, domnule Țurcanu, cuvântul de final. Constantin Codreanu s-a lansat în această campanie electorală pentru funcția de primar al Chișinăului, într-o situație extrem de greu pentru Chișinău, în care lucrurile au degradat, iar jocurile politice și schemele care s-au făcut i-au îndepărtat pe chișinăuieni de la treburile firești la care ar fi putut participa și la care ar trebui să participe. Diferența clară între Constantin Codreanu și ceilalți candidați este că el a prevăzut investiții pentru Chișinău și care pot veni din România și prin România, astfel încât să punem la punct toate domeniile care au ajuns într-o stare puternică de degradare. Bineînțeles însă că votul aparține chișinăuienilor, iar de priceperea lor de a alege un conducător al Chișinăului va depinde și parcursul de mai departe al capitalei noastre, care trebuie să se deschidă către lumea civilizată pentru a-și relua un parcurs acela pe care îl merită. Vă mulțumesc, domnule Țurcanu. Am decis că nu vom da cuvântul de final pentru domnul Vasile Costiuc, pentru domnul Marius Sandu, care îl reprezintă, pentru că nu știm dacă este cetățean al Republicii Moldova. Domnule Munteanu, aveți cuvântul de final.
Domnilor și doamnelor, iubiți chișinăuieni, aceste alegeri, în mod special aceste alegeri, nu sunt doar despre administrația municipiului Chișinău, sunt despre democrație, despre statul de drept, sunt despre faptul că Plahotniuc și Dodon vor să ne fure viitorul. Este obligația fiecăruia dintre dumneavoastră să alegeți grâul de inighină, să nu credeți în sondajele lor, să credeți în adevăr, să credeți în dragostea pentru acest oraș, în dragostea pentru copiii dumneavoastră, să veniți cu toții în data de 20 mai să mă susțineți la funcția de primar al Chișinăului pentru a putea alunga prin acest vot, dar și prin votul din toamnă, acest binom odios Plahotniuc-Dodon de la guvernare, pentru ca să ne putem urma calea noastră firească de dezvoltare, o cale europeană, o cale corectă, o cale românească, așa cum vrem, așa cum vreți toată lumea. Iar eu vă pot reprezenta cu tărie în această funcție. Votați Valeriu Munteanu. Mulțumesc tare mult. Domnule Roșco, aveți cuvântul de final. Mulțumesc. Mulțumesc și noi, Ieni. Voi toți, ca și eu, deci mi se pare că de mult v-ați săturat de mirosul urât. De mult v-ați săturat de asfaltul spart. De mult v-ați săturat de promisiuni false a demnitarilor mincinoși. Deci a venit timpul să facem schimbări, să votăm un chișinuian simplu, care la fel ca și voi este un orășan simplu care se deplasează cu transportul public, nu posedă de vile luxoase și mașini de elită, care este mereu alături de voi, este tânăr, optimist, pozitiv și care cunoaște problemele Chișinăului nu de la altcineva, ci dinăuntru. Așa că, deci, vă îndemn, care este independent de oligarhii, care reprezintă un partid care pledează pentru interesele poporului. A venit timpul să votați la funcție de primar general pe Alexandru Roșco, numărul 3, în buletinile de vot. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Roșco. Doamna Can, aveți cuvântul de final. Stimați concetățeni, insist și pretind că sunt cea mai potrivită și profesional pregătită de la început pentru acest an electoral. Cred că doar eu voi putea să fac să lucreze mecanismul corect, pentru că asta am demonstrat în toată viața mea. Lipsa de profesionalism nu le ajută. Eu am profesionalismul. Sper că în acest an să accepte, să învețe. Tineretul trebuie să-l învățăm, pentru că viitorul este după ei. Eu am văzut, am dezvoltat, am scos din faliment și nu sunt, nu am fost și nu voi fi niciodată coruptă. Deci, stimați chișinăuieni, vă spun cu sinceritate că eu am acceptat foarte greu această propunere, dar acum vin ca un sacrificiu în această campanie și nu pentru mine, pentru voi. Eu nu am nevoie de funcție. Eu voi fi câștigătoare, învingătoare, deja, teoretic, mulțumesc pentru că mi-am înaintat candidatura. Timpul dumneavoastră a expirat. Eu vreau să mulțumesc tuturor cei care și-au făcut timp astăzi să vină la dezbaterea organizată de Promolex. Mulțumesc foarte mult celor care au ajuns în această sală. Mulțumesc foarte mult candidaților și reprezentanților acestora că și-au dedicat aceste două ore pentru acest exercițiu pe care încercăm în ultimii ani de zile să-l cultivăm în Republica Moldova. Încercăm să organizăm dezbateri cu cetățenii, încercăm să motivăm cetățenii să adreseze întrebări candidaților. Pe cât de mult ne-a reușit în această seară, sperăm data vineri să avem mai multă lume în sala Odeon, atunci când va avea loc cea de-a doua dezbatere pentru dedicată alegerilor din municipiul Chișinău. Eu sunt Tatiana Pașcovski, mi-a părut foarte bine să am această dezbatere astăzi în Chișinău. Vă urez succes tuturor, ne vedem și ne auzim cu altă ocazie. Doamna Teodora, eu nu, acum nu e electoral. Vă datorez un răspuns. Țineți minte că m-ați întrebat.